Onorată asistență, îmi permiteți-mi să deschid ședința susținerii publice a tezii de doctor pe tema managementul performanței învățământului profesional rural și impactul acestui asupra dezvoltării durate a mediului rural al Republicii Moldova, pe specialitatea 521.03, economie și managementul domeniului de activitate. Pretendent la titlu este domnișoara Caracea Alina, conducător științific, presecarul Veronica. Pentru început, vă aduc la cunoștință că la ședința Senatului Universității Agrare 26 martie 2021 s-a examinat aprobarea componenței nominale a Comisiei de Doctorat și s-a decis a aproba componența nominală a Comisiei de Doctorat pe teza dată în următoarea componență. Cimpărești Dragi, profesor universitar, președinte, vicecarul Veronica, conferențial universitar, secretar, Litvina Aurelia, profesor universitar, membru, Bugăian Alexa, profesor universitar, membru și Jalen Cumăreac, conferențial universitar, membru. Toți menționez că toți membrii din Comisia de Susținere dispun de competențele necesare în domeniul tezii, în particular, Cimpărești Dragi, profesor universitar în specialitate 521, doctor candidat 521.03, economie și management în domeniul de activitate, dispune de publicații la tema tezii, de asemenea, este cercetător științific coordonator în cadrul proiectului de stat adaptare a sistemului educației cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la poliție și societăți contemporane, membru a proiectului internațional RESTAT și alte proiecte care au tangență cu tema respectivă. Doamna vicecarul Veronica este doctoră științe economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniul de activitate, conferențială universitară și la fel dispune de publicații la tema respectivă. Este coordonatoarea proiectului de stat abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământ superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri. La fel este membru la un șir de proiecte internaționale, de asemenea în domeniul tezii. Doamna Bugăian Alexa este doctor candidat în științe economice la Societatea 521.03, profesor universitar și la fel dispune de publicații la tema respectivă, are și alte informații, inclusiv consultant în restructurarea întreprinderilor aflate în situație de criză, proiectul Băncii Mondiale, coordonator de proiect Erasmus Plus și leadership și management în învățământ superior de Republica Moldova. Litvina Aurelia, doctor candidat în științe economice la specialitatea 521.03, profesor universitar, dispune la fel de publicație la tema respectivă, la tema tezei, conducător de teze și doctor candidat, membru al echipei de evaluare în cadrul ANACET, coordonator instituțional la proiectul Consolidare competențelor antreprenoriale și digitale a studiei sfârșitarilor academice, la proiectul modernizarea învățământului superior. Și este și la fel membru al echipei proiectului de stat de cercetare, adaptarea sistemului de stat cercetare cu profil agrar în Republica Moldova, în condiții societății contemporane. Jalen Cumăreac, doctor în științe economice la specialitate 521.03, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, dispune la fel de toate cele ce se cere pentru a putea fi considerat competența în domeniul tezei pe care noi urmează să o examinăm astăzi. În continuare, permiteți-mi să dau cuvântul secretarului științific pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului la TEPU și să vedem dacă aceste corespund cu actele normative vigoare.
Domnul de comisie, dosarul pretendentului la tipul științific de astăzi a prezentat, deci conține o serie de acte, după urmează. Extrasul prin proces verbal numărul 3 al ședinței Senatului privind aprobarea temei respective și a conducătorului și comisiei de adunare. Cerere de formare a comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat depusă de doctorant la 10 februarie 2021. Admitul departamentului de profil privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Acordul conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei respective de doctorat. Două procese verbale ale comisiei de doctorat la care a fost analizată teza și la care s-a stabilit și data susținerii, respectiv s-a admis spre susținere rezumat. Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice publicate de domnișoara Crăcean, lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale la care a participat, deci copiile printate pe hârtie a rapoartelor științifice publicate, notificarea privind predarea tezei de doctorat la biroul studii doctorale, declarația privire la originalitatea tezei de doctorat, rezoluția cu privire la raportul de similitudini și raportul propriu-zis de similitudini, cererea de depunere a tezei de doctorat la școala doctorală, adeverința care confirmă depunerea de către doctorantă a tezei la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a OASM, confirmarea depunerii tezei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, lista cu indicarea adreselor unde a fost expediat rezumatul, de asemenea, adeverința care confirmă că domnișoara Caragea activează în cadrul proiectului de cercetare de stat, adică proiectul de stat de cercetare, abordări profesionale ale sporirii calității competențelor în învățământ superior la clas, în bază parteneriată cu mediul de afaceri, care este în derulare și se va finanța în 2023. De asemenea, este la dosar avizul conducătorului științific, rapoartele referenților oficiale de astăzi. Au parvenit trei avize din afara comisiei. Este vorba de aviz din partea doamnei Dobrovolske Ludmila, doctoră științe economice din cadrul Facultății de Economie a Universității Agrar de Stat. Un aviz din partea doamnei doctor, conferențial universitar, Nilonu Stegana, din cadrul Universității de Stat a Moldovei. Și un aviz am primit de la doamna profesor Agata Popescu de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Toate avizele sunt pozitive. Deci, mai avem, de asemenea, actul de implementare a rezultatelor cercetării, eliberat de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, doamna Tatiana Nestorica, și avem CV-ul candidatului. Deci acestea sunt actele prezentate de domnișoara Caragean la dosarul pentru ședința de astăzi. Vă mulțumim, relevante de la dosar. În cazul de față, permiteți să fie cuvântul pretendentului la rachetul, dar domnișoara Caragean, pentru a-și expune în decursul până la 25 minute, cum să fie posibil rezultatele. Bună ziua, mă stimați membri ai comisiei. Permiteți-mi să încep. Deci, astfel, scopul cercetării noastre reprezintă elucidarea impactului performanței managementului învățământului profesional agrar asupra dezvoltării durabile a mediului rural. În baza scopului ne-am propus următoarele obiective, 5 la număr. Primul, evaluarea sistemului de măsurare a performanței în învățământul profesional în Republica Moldova prin prisma măsurii în care indicatorii adoptați corespund exigențelor educației pentru dezvoltare durabilă. Cel de-al doilea, identificarea și descrierea legăturii cauză-efect între performanța învățământului profesional agrar și indicatorii dezvoltării rurale durabile. 3. Evaluarea ieșirilor atât cantitative cât și calitative ale educației profesionale agrare, precum și relațiile tinerilor cu piața muncii, acestea fiind ca verigă intermediară în transferul performanței educației profesionale în performanțe ale sectorului vizat.
4. Cuantificare contribuției performanței educației profesionale cu profil agrar în dezvoltarea durabilă a mediului rural. Și 5. Propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității prestației educaționale în termen de indicatori ai performanței. Astfel a generat noutatea științifică care se constată în următoarele elemente. Elucidarea cronologică și conceptuală a educației pentru dezvoltare durabilă, evaluarea critică a cadrului normativ al Republicii Moldova, evaluarea indicatorilor de performanță în învățământul profesional, reprezentarea schematică a relației cauză-efect între performanța educației cu profil agrar și dezvoltarea durabilă a mediului rural, modelarea matematică a relației între performanța educației profesionale agrare și indicatorii dezvoltării durabile a întreprinderilor agricole, acestea fiind ca celule economice de bază a mediului respectiv, și propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității educației profesionale din sectorul dat. La baza studiului stau 176 de surse teoretice, dintre care am analizat și detalii internaționale, precum sunt Armstrong, Pulakos, Forrester, dar și cercetători autohtoni. Aici menționăm pe Berca, Boceac, Vasilkei, Lazar, Mortan, Bereș, permisiunea dumneavoastră, Cimpoieș și Sârbu, Prisăcaru și doamna Lichtin, bineînțeles. Deci, capitolul 1 include următoarele elemente. Se efectuează o reflecție teoretică a conceptului de performanță și de managementul performanței, se analizează procesul de apariție și de consolidare a managementului în performanță în învățământul profesional pe MAPAMOND, se elucidează măsurarea performanțelor ca parte componentă a managementului performanței educației profesionale, se prezintă abordarea conceptuală a mediului rural și a dezvoltării rurale durabile, se descriu indicatorii dezvoltării durabile la nivel european, la nivel național, cât și la nivel de întreprindere, se elucidează conceptul de educație pentru dezvoltare durabilă și totodată se expun cele mai importante evenimente internaționale create, organizate în acest sens. Se analizează cadrul normativ al Republicii Moldova prin prisma măsurii în care se abordează obiectivele dezvoltării educației profesionale pentru dezvoltarea durabilă și se evaluează indicatorii de performanță în învățământul profesional în Republica Moldova în raport cu obiectivele dezvoltării durabile. Astfel, conceptul de performanță este unul pe larg reflectat în diverse cercetări și publicații științifice, dar acesta este privit din diverse unghiuri de vedere. Prin sinteza abordărilor multiple, precum și reieșind din mediul concurențial unde acesta se regăsește și în toate domeniile, inclusiv și în domeniul academic, considerăm relevant de a examina conceptul dat în următoarea formulare. Performanța reprezintă un rezultat excepțional obținut într-o activitate superior comparativ cu datele medii, apt să asigure competitivitatea și implicit sustenabilitatea unei organizații. Cu privire la managementul performanței, sinteza abordărilor conceptuale a permis de a constata că acesta vizează trei repere. Fiind văzut ca managementul ca proces, abordare sistemică și abordare strategică a acestuia. Deci o mulțime de cercetători clasează managementul performanței în una dintre aceste categorii. Totodată, în contextul celor expuse, menționăm că fiind de o semnificație optimă, anume reflecția făcută de către Armstrong, care consideră că managementul performanței reprezintă, citez, un proces continuu de îmbunătățire a performanței prin stabilirea obiectivelor individuale și de grup, racordate la scopurile strategice ale organizației, planificarea performanței în vederea realizării obiectivelor stabilite, analiza și estimarea progreselor, dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor oamenilor. Managementul performanței inițial a apărut în sectorul privat, de unde a fost preluat și în sectorul public și totodată inclusiv a fost preluat și de instituțiile de învățământ profesional.
Pătrunderea managementului performanței în sistemul educațional a avut totodată ca premize introducerea indicatorilor eficienței de măsurare a educației, cât și marketizarea ofertei educaționale. În temeiul celor expuse propunem următoarea definiție. Managementul performanței învățământului profesional reprezintă un sistem de management orientat la realizarea activităților de educație profesională cu eficacitate și eficiență maximă, astfel încât să se asigure competitivitatea și sustenabilitatea instituției și să permită exercitarea unui impact optim asupra dezvoltării societății. Ca urmare a pătrunderii indicatorilor performanței, eficienței în performanța educațională, sistemul dat de performanță a avut anumite perfecționări la capitolul dat, fiind incluși o serie mai vastă de indicatori, aceștia reflectându-se în intrări și ieșiri și fiind diversi de la țară la țară sau de la regiune la regiune. Dacă ne referim la învățământul superior, ca pionier putem menționa ca fiind Statele Unite ale Americii în implementarea managementului performanței, pe când pe teritoriul Uniunii Europene pionier a fost Marea Britanie. În învățământul profesional tehnic în spațiul european, o importanță majoră a avut-o cadrul european de referință pentru asigurarea calității pentru educație și formare profesională. Trebuie totuși să recunoaștem că există un șir de dificultăți de cuantificare a rezultatelor educației profesionale, printre care putem menționa imposibilitatea de a măsura monetar, dar și fizic toate ieșirile, cât și dificultatea de a stabili o relație între intrări și ieșiri. Chiar dacă totuși se facă o mulțime de cercetări la domeniul respectiv, totuși, acest domeniu este unul cu un potențial profund de investigații și de intervenții. Pentru a dezvălui impactul educației profesionale asupra dezvoltării durabile, vom deduce totuși conceptul respectiv. Dezvoltarea rurală durabilă reprezintă un proces strategic complex orientat spre atingerea obiectivelor economice, sociale, culturale și de mediu, astfel încât să se asigure o creștere economică și socială continuă în mediul rural, cu condiția conservării și protejării resurselor naturale pentru generațiile viitoare. Actualmente, estimarea dezvoltării durabile la nivel global se efectuează în limita 241 de indicatori, care la noi, fiind adaptați la condițiile naționale, în Republica Moldova sunt număr de 225 de indicatori. În contextul preocupării pentru dezvoltarea durabilă, vom evidenția în special că aceasta nu poate fi realizată fără ca fiecare entitate economică din mediul rural să-și aducă aportul său în dezvoltarea durabilă. Accentul deosebit pus pe educația în contextul dezvoltării durabile a dus la generarea termenului de educație pentru dezvoltare durabilă, care este definit de către UNESCO ca fiind educația pentru dezvoltare durabilă. Împuternicește pe cei ce învață să ia decizii cu cunoaștere de cauză și să-și asume acțiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitatea economică și o societate corectă pentru generațiile prezente și viitoare, respectând diversitatea culturală. Totodată, preocuparea pentru educația durabilă a dus la organizarea unui șir mai mare de evenimente, printre care putem menționa și Forumul Mondial a Educației din Incheon, unde a avut loc adoptarea renumitei declarații de educație 2030. Aceasta s-a impus totodată prin abordarea multilaterală a obiectivului dezvoltării durabile numărul 4, care reflectă asigurarea unei educații de calitate inclusive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. Totodată, fiind evidențiate o serie de sarcini realizate, 4 dintre care vizează și educația profesională. Republica Moldova, prin semnarea declarației summitului privind dezvoltarea durabilă, și-a asumat prevederile agendei respective, efectuând ulterior ajustarea indicatorilor dați. Prin examinarea corelativă a indicatorilor globali cu cei naționali, identificăm oarecare desconsiderare a educației profesionale, conținând doar referiri la curricula școlară.
Investigând actele normative ale Republicii Moldova, vis-a-vis de sarcini relevante educației profesionale, identificăm un șir de probleme, printre care putem evidenția dispersarea obiectivelor asumate și acțiunilor propuse într-un număr prea mare de documente normative, cât și absența unei corelări a obiectivelor și acțiunilor propuse în diverse documente. În baza celor menționate, vizând cadrul normativ al țării noastre, considerăm necesară îmbunătățirea acestuia prin elaborarea și adaptarea unei strategii de educație pentru dezvoltare durabilă 2030. Examinând totuși corelația între indicatorii de performanță ai standardelor de acreditare și sarcinile stabilite de către Educația 2030, am constatat următoarele. Că din cei 51 de indicatori care sunt prezenți la performanța învățământului superior, noi regăsim doar 28 și din 38 care se reflectă pentru învățământul profesional tehnic, doar 26. Dar, totodată, în timp ce unii indicatori de performanță pot contribui concomitent la realizarea mai multor sarcini, constatăm că sarcina 4.7, care prevede obținere de cunoștințe și abilități pentru a promova dezvoltarea durabilă, ea nu se găsește în anumiți indicatori rezultativi concreți. În termenii celor expuse, menționăm necesitatea de a introduce noi indicatori suplimentari. Deci propunem includerea a trei indicatori care se clasează ca indicatori calității desfășurării proceselor educației profesionale și în clasă indicatorilor de ieșire. În capitolul 2 se caracterizează și se prezintă schematic relația cauză-efect între performanța sistemului de învățământ profesional agrar și dezvoltarea rurală durabilă. Se efectuează o incursiune analitică în tendințele pieței muncii din mediul rural, se analizează în dinamică oferta educațională cu profil agrar, se analizează performanța educației profesionale agrare, atât ca ieșiri cantitative cât și calitative, și se evaluează comunicarea ca angajatorii. Între performanțele sistemului de învățământ cu profil agrar și dezvoltarea rurală durabilă există o relație cauză-efect fiind mediată de către piața muncii și întreprinderile angajatoare. Astfel, după cum vedem în figura respectivă, ieșirile care sunt reflectate de către numărul de absolvenți și calitatea lor se regăsesc pe piața muncii și aici fiind influențați de o serie de factori precum economici, ecologici, tehnologici, politici, ei ulterior se angajează în întreprinderi agricole, căci vorbim despre sectorul dat, de unde vor contribui ulterior în dezvoltarea durabilă a mediului rural. Piața muncii din mediul rural, fiind ca arenă pe care se confruntă ieșirile sistemului educațional agrar cu exigențele sectorului real, în special al agriculturii, ca fiind ramură economică de bază în mediul respectiv, se impune printr-o serie de aspecte pozitive. Dar totodată avem și probleme. Astfel, chiar dacă se constată o îmbunătățire a indicatorilor prin compararea datelor anului 2018 cu 2008, totuși tendințele nu sunt stabile și nivelul atins este unul foarte modest comparativ cu Uniunea Europeană. Analizând forța de muncă din sectorul agrar al Republicii Moldova, în paralel cu careva aspecte pozitive, evidențiem totodată și aici un șir de probleme, printre care enumerăm ritmul încetinit de creștere al numărului specialiștilor cu studii superioare în componența forței de muncă, totodată incapacitatea sectorului de a crea noi locuri de muncă, aceste fiind formale, și persistarea fenomenului îmbătrânirii forței de muncă. Chiar dacă aceste probleme sunt totodată identice cu cele la nivel european, deducem asupra necesității unei îmbunătățiri pentru gestionarea mai eficace a forței de muncă a ramurii respective. Totodată menționăm necesitatea preluării practicilor precum Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, cât și Portugalia. Printre indicatorii de performanța sistemului de educație profesională, cei care reprezintă ieșirile sunt anume cei ce se manifestă în
relația cauză-efect, performanța educației profesionale și performanța ale dezvoltării durabile. Într-o investigație mai profundă a ieșirilor cantitative, am analizat dinamica absolvenților la domeniile aferente studiului, constatând următoarele elemente. După cum vedem în figura dată, se manifestă o reducere a numărului de absolvenți în învățământul profesional tehnic secundar, începând cu anul 2018. Totodată, în figura respectivă, observăm că și numărul de absolvenți în învățământul superior, la fel, este în scădere începând cu anul 2016. Și aici ne referim la științe agricole, domeniul respectiv. În același timp, observăm și o diminuare a atractivității profesiilor cu profil agrar. Implicit, constatăm că la acest capitol, Republica Moldova diferă situația Republicii Moldova de cea a situației Uniunii Europene, unde, totuși, chiar dacă cu un ritm mai lent, dar se manifestă o creștere a interesului tinerilor pentru domeniul vizat. Prin generalizarea celor expuse privind dinamica ofertei educaționale, constatăm că tendințele identificate în numărul de studenți și numărul de absolvenți relevă diminuarea performanței educației profesionale agrare în aspect cantitativ într-o limită de timp de 3-4 ani. Semnificația tinerilor pe piața muncii este una recunoscută la nivel global și mai ales prin obiectivul dezvoltării durabile numărul 8 al Agendei 2030, care menționează promovarea creșterii economice, promovarea creșterii economice inclusive și durabile a ocupării forței de muncă și muncii decente pentru toți. Astfel, atenția sporită acestea este tinerilor este una firească, existând un șir de fenomene negative în evoluția atât cantitativă, dar și calitativă a acestora, privind de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, putem evidenția problema transferului propriu-zis a performanței educației profesionale în performanță a sectoarelor din domeniul dat prin numărul redus al absolvenților. Acest lucru este evident prin reducerea ratei de activitate și de ocupare a populației tinere calificate în perioada 2010-2018. Pe de altă parte, deducem că chiar dacă de pe băncile instituțiilor anual este un număr destul de mare de absolvenți, totuși un număr neconsiderabil se găsește pe piața muncii ca angajarea lor, dar să rămână acolo ca să lucrează pentru o perioadă mai îndelungată de timp, se rețin un număr și mai mic de atât. Ca argument aducem numărul mic al specialiștilor tineri cu studii superioare, în total număr al populației cu studii, adică ocupate din sectorul dat, și absența unor schimbări calitative vizibile în perioada de 2010-2018. O situație similară noi vedem și în rândul absolvenților la învățământul profesional tehnic. Aici, pentru a depista care sunt factorii demotivaționali, din ce motive nu vor să meargă mai departe să activeze pe profilul agricol, am făcut o cercetare, am anchetat 91 de elevi care finisează, adică erau în ultimul an de studii și aveau profilul, adică învățau un profil agricol și în urma efectuării sondajului de opinie am depistat că 29% din ei deja sunt pregătiți moral ca să se angajeze într-un alt profil din diverse motive, precum este salariul redus, condițiile de muncă, conținutul muncii, etc. Mai multe cercetări ale pieței reflectă că atât nivelul redus de angajare a specialiștilor tineri pregătiți, cât și fluctuația mare a acestora, totuși au un aport negativ asupra situației actuale ale pieței muncii. Numărul specialiștilor calificați nu este unica problemă cu care ne confruntăm. Aici menționăm totuși și calitatea acestora. Prin calitate ne referim la competențele deținute de către absolvenți. Este necesar să recunoaștem că existența unor decalaje între existențele sectorului și calitatea prestației educației.
În Republica Moldova, comunicarea cu reprezentanții mediului de afaceri este conștientizată ca fiind una foarte importantă, dar până la urmă nu este valorificată suficient. Astfel, noi putem menționa acțiuni întreprinse în vederea creării unui cadru normativ care ar facilita adaptarea ofertei educaționale la necesitățile pieței actuale, prin conlucrarea cu reprezentanții sectoarelor, fiind create un șir de comitete sectoriale. Prin examinarea cadrului normativ existent, considerăm totuși că în centrul activității comitetelor sectoriale respective se află doar învățământul tehnic alături de formarea continuă, fiind total omis învățământul superior. Totodată, conform reflecțiilor făcute publice asupra calității activităților comitetelor sectoriale existente, constatăm și un șir de probleme, precum absența viziunii clare privind conectarea intereselor mediului de afaceri cu programele de studii, lipsa unei comunicări continue între comitetele sectoriale și instituțiile statului, cât și dezvoltarea lentă a parteneriatelor la nivel local. Analiza funcționării comitetelor sectoriale în Republica Moldova ne-a permis să identificăm un șir de activități de sporire a calității funcționării acestora, fiind expus prin tehnica arborele obiectivelor. În acest context, noi propunem următoarele activități. Asumarea de către instituțiile statului a rolului de moderator al comunicării între instituțiile de învățământ, comitete sectoriale și angajatori, creșterea transparenței activităților comitetelor sectoriale, cât și perfecționarea cadrului normativ. Îndeplinirea acestor trei obiective, după cum vedem și în figura dată, ne va duce la obținerea a două efecte imediate, cât și trei efecte, cel puțin trei efecte de termen lung. În capitolul 3 se procesează rezultatele unui sondaj de opinii în limita 194 de specialiști din întreprinderi agricole care până la urmă au făcut și studii în domeniul dat și se modelează matematic impactul competențelor obținute în procesul educației profesionale asupra dezvoltării durabile a întreprinderii unde activează. Întrebările în chestionar au fost clasate pe trei blocuri care vizează indicatori ecologici, sociali și economici. În primul bloc, noi am inclus 6 indicatori ecologici. După cum vedem, privind satisfacția față de competențele obținute în procesul educativ, în general, cel mai selectat a fost calificativul bine, care a fost urmat de calificativul suficient. Aproximativ a cincea parte din respondenți au optat pentru calificativul slab, aceasta fiind devastat de două ori de către calificativul foarte bine. În blocul 2 am reflectat 8 indicatori sociali. De această dată opțiunile au fost un pic mai uniforme, evidențiindu-se calificativul suficient cu 33% și fiind urmat de calificativul bine. Calificativul foarte bine a cedat de această dată în favoarea calificativului slab. Pornind de la presupunerea conform căreia un nivel de satisfacție mai mare ar încuraja un spor al productivității muncii, am estimat modelul dependenței dintre seturile 1 și 2 de variabile, fiind realizat cu ajutorul softului de analiză econometrică EBUS și în acest caz modelul va arăta astfel. Din rezultatele obținute, observăm că cel mai influent factor îl reprezintă sporirea calității produselor agricole obținute, a cărui modificare cu o unitate ar influența rezultatul final cu tocmai 2,01 lei. La celălalt colț se situează diversitatea șeptelului de animale, dezvoltarea resurselor umane, cât și prelucrarea deșeurilor agricole. La următoarea etapă am elaborat un model econometric fictiv pentru a realiza o detaliere a influenței factorilor structurali care contribuie la formarea sporului productivității muncii. Aici vedem că cea mai influentă este calitatea competențelor de căutare a soluțiilor, a cărei modificare cu o unitate ar influența sporul productivității cu tocmai 1,33 unități. La celălalt pol vedem că este
elementul de IT, adică tehnologiile informaționale, având cea mai mică influență. Totuși, nu putem omite faptul că, pe ansamblu, competențele transversale obținute în procesul de studii de specialitate, care mai exact indicatorii de la 6 până la 10, comparativ cu ceilalți indicatori analizați, manifestă pe ansamblu cea mai mare influență, de tocmai 3,98.000 lei. Astfel, deducem asupra faptului că calitatea competențelor oferite de procesul de pregătire profesională exercită o influență majoră asupra indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel de întreprindere agricolă, de rând cu ceilalți factori analizați. În temeiul celor expuse, este evidentă necesitatea unor intervenții în managementul performanței educației profesionale agrare. Astfel, noi propunem un mecanism actualizat de evaluare a acesteia, care include trei etape și care se referă la următoarele aspecte. Indicatori actualizați de performanță, proces continuu de îmbunătățire a indicatorilor de performanță, a metodelor și procedeilor de evaluare, cât și implicarea activă la toate etapele și continuă a mai multor actori, după cum vedem, a instituțiilor de învățământ, angajatorilor, elevi, studenți și absolvenți, comitete sectoriale, minister de resort, cât și ANACER. În urma cercetării am formulat următoarele concluzii generale. Conform primului obiectiv, odată cu recunoașterea existenței unor progrese în sistemul de măsurare a performanței educației profesionale a Republica Moldova, identificăm și prezența unor probleme. 2. Între performanțele sistemului de educație profesională agrară și dezvoltarea rurală durabilă există o relație cauză-efect mediată de piața muncii și de întreprinderile angajatoare. 3. Piața muncii, forței de muncă pentru sectorul agricol se confruntă cu o cerere nesatisfăcută, atât în aspect cantitativ cât și în aspect calitativ. Și calitatea competențelor oferite de procesul de pregătire profesională exercită o influență asupra indicatorilor dezvoltării durabile la nivel de entitate agricolă, de rând cu alți factori. Ulterior, venim cu următoarele recomandări. 1. Recomandăm instituțiilor de învățământ profesional agrar să includă următoarele module în curriculumurile universităților de curs. Dezvoltare durabilă, drepturile omului, egalitate de gen și educație sexuală. Acestea la moment referindu-se doar la curricula școlară. 2. Propunem îmbunătățirea cadrului normativ al Republicii Moldova prin elaborarea și adaptarea unei strategii de educație pentru dezvoltare durabilă 2030. 3. Propunem Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, unii indicatori suplimentari care să releve orientarea programelor de studii spre obținerea de competențe a dezvoltării durabile. 4. Propunem elaborarea de către Ministerul Agriculturii a unui mecanism mai eficace de evidență a angajării în câmpul muncii a absolvenților. 5. Recomandăm crearea de către Ministerul Agriculturii a unui cadru organizatoric legal care ar asigura o comunicare interactivă cât și permanentă a instituțiilor de învățământ profesional cu angajatorii. 6. Propunem îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare comitetelor sectoriale prin includerea învățământului superior în atribuțiile acestora. 7. Recomandăm raționalizarea cooperării între comitetele sectoriale și instituțiile statului prin asumare de către Ministerul Agriculturii a rolului de moderator a relației instituțiile de învățământ, comitete sectoriale și angajatori. 8. Îndemnăm comitetele sectoriale să asigure o transparență maximă a activităților realizate de către ei. 9. Recomandăm instituțiilor de învățământ cu profil agrar să atragă o atenție sporită competențelor de gestionare cât mai rațională a solurilor și desporirea calității produselor, aceste elemente fiind vizibile în urma anchetei realizate.
10. Propunem utilizarea modelului econometric elaborat în scopul determinării impactului indicatorilor managementului performanței învățământului profesional agrar asupra dezvoltării rurale durabile. Și ultima recomandare, propunem ca fiecare actor antrenat în procesul de educație profesională ca să vină cu o contribuție maximă în funcționarea sistemului de management al performanței. Vă mulțumesc că în urmă aceasta a fost prezentarea mea. O să vedem după. Poftim, stimați membri a Consiliului, la întrebări, poate când eu. Ok, eu am așa o întrebare. Deci, în momentul în care mulțumesc foarte mult, mulțumesc, eu nu am plăcere, dar vreau să spun deodată. Totuși, tema este foarte interesantă pentru nu numai domeniul agricol sau direcția aceasta de activitate economică, pentru toți noi cei care suntem în sistemul guvernamental. Deci, întrebarea mea este, fiindcă vorbim despre programe de studii universitare, pregătire profesională, cui totuși se adresează, la ce nivel dumneavoastră ați făcut? Eu mă sperați la licență. Nu, nicăieri n-am văzut această licență. Noi am analizat nivelul 3, 4, 6 și 7, ale, după nivelul ISCED, deci clasificarea internațională. Aici venim pentru învățământ profesional tehnic, cât și superior. La superior ne referim anume la licență și medicina veterinară, deoarece ea cumva obligatoriu ar trebui să treacă și ciclul de masterat, cumva obțin, este învățământ dual, da? Studii integrate. Ok, cu atât mai mult, deci lăsați un moment, trecem de toată nivelul, să spunem așa. Atunci, cum e părerea dumneavoastră? Deci, cum trebuie să fie studiile la licență, în comparație cu masteratul, de ceea ce vorbim? Pentru că cercetarea care a fost făcută a fost foarte țintită pe un program, nici nu un program de studii, dar pe o disciplină, să spun, pe o unitate de curs, pe care numim foarte diferit, disciplină, obiect, unitate de curs. Deci, unde sau la care nivel ar trebui să fie ceva mai general, ceva mai îngust, care ce arată cercetările dumneavoastră? În cazul dat, noi arătăm că la fiecare nivel, atât aportul universităților este foarte, foarte important, cât și comitetele sectoriale. Trebuie să pun accent, atât ministerul se încadreze prin ghidurile care le reflectă și dacă corect am înțeles întrebarea dumneavoastră, de ce am pune accent, ce am face la licență și ce la master, la din propria experiență, partea de licență era practică plus teorie, dar ne-am axat foarte mult pe teorie. Pe când la masterat am avut parte de foarte multe experiențe bogate, cât și partea practică. Deci, în cazul dat, în dependență de fiecare domeniu, se analizează colapsurile din fiecare domeniu, da, să zicem, silvicultură sau, nu știu, de la oameni, zootehnie. Și atunci ne axăm anume pe elementele problematice. Și aici, de asta am și menționat comunicarea cu angajatorii este foarte importantă. Până la urmă doar ei pot să ne spună la moment, pentru că suntem într-un secol unde totul foarte repede se modifică. Deci doar ei pot să ne spună pe ce să ne axăm, ce să îmbunătățim, ca până la urmă oferta educațională oferită de către instituții să fie una adaptată pieții muncii. Dacă îmi permiteți, eu aici, doamna Budoiană a menționat că trec diferența între licență și master, eu mie m-a interesat, de exemplu, dar nu se termin studiile colegiale și nu sunt ce pe licență. Citesc cum a sfârșit la colegiu și trebuie să fac asta licență. Mie mi se păcrează impresia că colegii cam copii tot așa aici. Da, convidiați la colegii. La mai toate licențe, Până la urmă,
un volum destul de mare de studenți fac inițial colegiu, mai apoi merg pe continuarea profilului care l-au luat. Deci se confruntă cu situația că ce au învățat acolo, exact aceeași și aici învață și la licență. Nu a fost exact ce aici. Trebuie să fie totuși careva în calitate și în volumul de competență la colegi, de exemplu. Bineînțeles, la instituțiile de învățământ este o cercetare mai amplă, deja ei dețin capacități mult mai valoroase, de asta nu putem clasifica la același nivel cei care au învățământ profesional tehnic cu învățământ superior, deoarece aici sunt alte, e alt nivel de cunoștințe și e axat mult mai serios pe domeniul dat. Înțelegeți această idee, cum să trebuie să fie niște nivelul mai superior la licență decât la învățământ. Totuși e corect cumva făcută clasarea, pentru că nu în zadar n-au fost echivalate diplomele, da, să zicem așa, de învățământ profesional tehnic și licență. Pas cu pas ajungem la licență, deci nu am finisat clasa nouă și ne-am dus ca specialiști. Cumva creștem, noi ca studenți mă refer, creștem de la etapă la etapă. Pentru alte teme. Absolut, eu de ce am pus întrebarea asta, pentru că toate chiar nu suntem în etapă de discuții, dar am vrut să văd părerea dumneavoastră, pentru că totuși nu azi, poate nu mâine, dar apoi mâine, totuși colegele, cum ne numim noi, deci o să fie studii superioare și cum este dezvoltare, Dar nu am determinat cine sunt ei, da? Am înțeles. Deci astfel, comitetele sectoriale le determinăm ca fiind acele organe care cumva sunt implicate în racordarea programelor de studii la situația pieții muncii. Sunt membri din profilul dat, care activează și cunosc foarte bine. Dacă ne referim la sectorul agricol, sunt persoane care cumva au tangenți cu domeniul dat, cunosc foarte bine și pot propune îmbunătățiri, pentru că nu poți propune ceva dintr-un domeniu care nu. Sunt antreprenori. Da, în domeniul dat. Este cumva o legătură între minister și cumva se între minister și instituțiile de învățământ, cumva ei face, dar în același timp în în domenii. Eu aici ar trebui să dau, să completez această întrebare cu o pregătă cu comitetele sectoriale. Cum considerați dumneavoastră că care părți extrate a unui comitet sectorial la moment? La moment, finanțarea e insuficientă, de asta nu le permite cumva ca ei să. Și totodată ei nu transmit informații, chiar dacă dispun de un volum de informații, ei nu îl actualizează pentru a putea fi preluat până la urmă de actorii interesați și asta ar duce cumva la activitatea lor nu atât de utilă pe cât sunt așteptările. Ei se axează, adică cumva scapă din vedere învățământul superior. Asta e iarăși. La anterioara. Așa este problema.
am vrut să completez. Mari, nu le spun, poate eu da, nu știu. Ca să aflu în program, o să aflu. Mai am mai făcut un program. Deci, știi că sunt doar? Da, 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 da. Ca să aflu în program, să mergem să iniziem un program, dar asta pot. Dar nu cine are care să se da, 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 asta e. Cum să mă spune, bine, deci așa o întrebare dumneavoastră, deci în cadrul cercetării noastre, vorbind despre management performanțe, v-ați referit și v-a analizat și indicatorii de performanțe al instituțiilor de învățământ, profesional, deci v-ați o clasificare, seturi de indicatori, propune și niște indicatori suplimentari. Și am vrea să atenție iarăși la indicatorii respective, pentru că noi iarăși suntem, să zicem, toți interesați de indicatorii și indicatorii, pentru că să evoluăm, să zicem așa, calitatea deci învățământului unui superior, mă rog, rata angajării absolvenților conform calificării obținute. Da, deci este menționat că indicatorul actual astea. Și deci, evident, așa o întrebare, să zicem că o parte din absolvenții, dumneavoastră ne-ar vrea școli, respectiv. Nu toți absolvenții sunt după, adică nu toți absolvenții, deci studenții după absolvire, se angajează conform profesiei pe care, specialității pe care o absolvenți. Părerea noastră, deci cum ați clasificat acest lucru în contextul, ați evaluat acest lucru în contextul dezvoltării durabile și poate inclusiv, știți, instituții de parcursul vieții care mai vine aici, să zicem așa, integrarea și în câmpul muncii și poate organizarea, mă rog, a absolventului, a individului într-o economie modernă, chiar. Înțeles întrebarea dumneavoastră. Deci putem menționa că la moment, după cum este situația Republicii Moldova, faptul că absolvenții se angajează pe teritoriul țării deja ne bucură, că nu pleacă peste hotare. Dar mai ales când un absolvent al, al profilului agricol se angajează la fel în, adică într-un alt domeniu, atunci se primește că competențele pe care dumnealui le-a acaparat în cadrul studiilor nu pot fi evaluate definitiv, pentru că, spre exemplu, un agronom foarte, foarte bun se angajeze pur și simplu în comerț, să zicem, da? Dumnealui nu va putea arăta ceea ce a studiat și să implementeze în practică. Și viceversa, dacă un absolvent a altor domenii se angajează în sfera agricolă, nu va cunoaște tare multe subiecte atât de importante din domeniu și va trebui ulterior să se încadreze, să ajungă până la nivelul dat din alte surse învățând. Deci este foarte important atunci când doar așa ar fi reflectată valoarea maximă a absolvenților din domeniul dat, pentru că dacă este din profilul agricol și se angajează tot aici, și competențele vor fi utilizate pentru a activa în domeniul dat și astfel va putea contribui maxim la dezvoltarea durabilă. Iată, deci considerăm că anume să fie și absolvent al profilului, dar să se încadreze în câmpul muncii pe aceeași ramură ca să valorifice la maxim competențele deținute. Nu mă gândeam, nu așa că sau cum pentru că pe parcurs, să zicem, absolvenții, chiar studenții, da, când studiază, ei își dau seama ce pot un medic, la medicină. Își dă seama la anul 3-4, pentru dânsul și poate și valorificarea și atitudinilor, capacităților individuale. Unii vin la noi apropo la business, foarte mulți medici la masterat, pentru că deci se cumva se ducă în firme acestea farmaceutice, deci și așa mai departe. Da. Pot și eu să vă întreb o întrebare. Alina, să vorbim despre marketizare și educație profesională. Vreți să vă rog un moment, această marketizare care se întreabă cumva marketizarea și educație profesională,
contribuie la transferul performanței în performanța sectoară sau nu? Prin marketizare se subînțelege cumva concurența între instituțiile de învățământ. Și doar în situația în care este concurență, se produsul obținut, deci oferta educațională, se cizelează și se face tot mai bună și mai bună. Astfel, pe piața muncii se oferă niște absolvenți apți și competenți de a face față. Astfel, da, într-adevăr, marketizarea este un element foarte important în proces. Contribuie la transferul muncii. Încă o întrebare, da. Întrebarea asta dedicată și pe care nu știu că nu ce vorbești, anume de competență, care face deosebirea asta de colegii și licei. Ce să spuneți? Ce înțelegeți dumneavoastră pe termen de competențe? Este vorba de toate deprinderile și cunoștințele pe care studenții absolvenții per general, adică și elevii și studenții, le acaparează în procesul de studii și ulterior le utilizează în activitatea de zi cu zi în urma angajării. Anume le acaparate în instituții, nu pur și simplu. Da, într-adevăr. Foarte mult ați spus accentul care concă. Angajatorii sunt până la urmă importanții beneficiari ai ofertei educaționale, pentru că ei iau absolvenții și îi angajează în câmpul muncii și doar ei, mai bine ca ei, nimeni nu știe de ce competențe și de ce număr de inițial de personal are nevoie să angajeze și ce trebuie să cunoască acest personal. Iată de ce am anchetat angajatorii anume ca să aflăm care sunt doleanțele lor. Bine, e bun. Și am vrut să mai pun o întrebare. Acest mecanism numit actualizare de evaluare a calității educației profesionale de profil agrar. Și în cadrul acestui mecanism, acestui model, dumneavoastră evidențiați ce e important, așa să zicem, numiți actori implicați, mai sunt denumiți medici pe părți interesate, stakeholderi. Deci, identificare sunt inclusiv și aceste comitete, să zicem, dar evident, angajatori, studenți, absolvenți și așa mai departe. Deci, evident, dumneavoastră, prin acest moment, evident că își șintează că doriți să implicați cât mai eficient în, deci, în performanțe. Deci, m-ar interesa ea despre exemplu, pentru că evident că dorința noastră este aceasta, să implicăm. Dar cum ar fi, să zicem, să organizăm aceasta sau să zicem, să-i motivăm pe aceștia, pe acești actori ca să participe, pentru că noi chiar și la acreditare, să zicem, le spunem, uite, vin, noi avem contracte, așa pe altă parte, dar mecanismul acesta, în momentul acesta, dacă ar putea motivarea în organism, văd eficiență de această colucrare, implicarea lor. E foarte bună întrebare, pentru că, într-adevăr, chiar și din propria experiență cu doamna Veronica, ne-am confruntat cu situația că, din cadrul proiectului, am avut necesitate de a ancheta cumva părerile, da? De a afla părerile însăși a managerilor, specialiștilor din domeniu, și atunci când ne adresam cumva din cadrul universității, era cumva o totul altă reacție, comparativ ca atunci când ministerele organiza careva conferințe și atunci veneau într-un număr mult mai mare și atunci, într-adevăr, puteam să facem ca volum de muncă foarte mult și să avem rezultate concrete. Deci astfel ministerul ar avea un rol foarte important cumva ca să ne ajute în crearea legăturii respective. Și ca soluții, totodată, putem menționa că ar fi o idee crearea de incubatoare. Căci într-un proiect recent, în septembrie, urmează să se creeze două incubatoare de acest gen și atunci vor fi mai aproape angajatorul cu studentul. Totodată, ceea ce ține de absolvenți și de
studenții elevi, să zicem așa. În cazul lor, consider că este necesară crearea unei culturi participative, ca elevul, studentul să conștientizeze că până la urmă totul se face pentru el. Că el este cumva un participant în obținerea calității. Și astfel, când elevul se va, absolventul, să zicem, da, sau elevul, fie studentul, își va înțelege adevărata valoare foarte importantă, atunci el într-adevăr va vrea să participe. Dar până la urmă, din propria experiență pot să zic că când ni se propunea completarea unei anchete, unui chestionar, când ni se spunea că uite, părerea ta contează, chiar dacă erau niște subiecte deschise și nu aveam o soluție, la moment mă gândeam cum ar fi în situația respectivă și chiar îmi dădeam străduința ca să îmi depun aportul în crearea unui lucru util. De asta și consider că conștientizarea are la fel un rol foarte, foarte important. Anumite probleme din entitățile respective, cercetându-le. Astfel și entitatea va fi cointeresată ca să ajute studentul ca să meargă pe o cale corectă. Deci va fi cumva un feedback și din partea lor. Întrucât și studentul va face o activitate necesară sectorului vizat, spre exemplu, să zicem, din sectorul agricol, va lua pe o rampă cum e mai bun solul, ce soi de mere, să zicem, s-ar putea de plantat, sau medicina veterinară, cum ar fi mai ușor de a se restabili după o operație de nu știu mai ce problema sănătății a unui animal. Deci, da, exact. Și întreprinderea astfel ar fi foarte cointeresată ca să vină cu un aport propriu, cumva să spună, iată, avem problema asta, asta cercetează, asta e durerea mea, dă-mi soluție, eu vreau să implementez, dar deocamdată nu știu ce. Și studentul, în cazul dat, practic ar fi cointeresat pentru că ulterior ar avea posibilitatea să meargă ca angajare în sectorul dat, având o experiență bogată în domeniul dat. Elena, spuneți-mi, vreau să vă spun, ba elevi, ba studenți, care e diferența? Ce îi spuneți așa? Că toată lumea să înțeleagă. Pentru că e vorba de ciclu învățământ profesional tehnic. Sunt elevi, superior, sunt studenți. Și mă întreba, e dumneavoastră să vă vedeați deja domnul Șarencu a abordat beneficiare și a abordat începutul de studență. Dar acum am listă de modelul actualizat care m-a fost propus, imediat așa în ACEP-ul. Care este rolul în ACEP-ului în performanța instituțiilor? ANACEP-ul are rolul de a evalua, dar până la asta și de a promova calitatea. De asta și este Agenția Națională a Calității. Se deduce însuși din denumire. Și acest organ a fost până la urmă creat, el a creat cadrul normativ și a propus indicatorii chiar și a acreditării. Astfel, instituțiile în situația acreditării cumva se supun indicatorilor dați. Dar la un final, într-un final, în urma acreditării, ANACEP-ul vine totodată și cu recomandări, nu doar cu decizie finală. Astfel are loc îmbunătățirea întregii activități și ANACEP-ul are un rol destul de semnificativ în toată corelația. În contextul cele spuse anterior, recent, temă de cercetare care s-ar deschide anume evaluarea impactului în aceea asupra performanței academice sau evaluarea acreditării asupra acreditării concrete la scurirea
performanții, competitivității și așa mai departe. Da, facem dintr-o temă de teză un ciorchini de... Predic, desigur, așa e. Eu aș da și vă două întrebări, cum să fac. Așa am discutat în prezii că am dus în profesor pedagogic, alea că discutăm. Totuși suntem la specialitatea economiei și management. Deci, spuneți, vă rog, ce înțelegeți vă spun performanță? Performanță, noi am dat și definirea. Până la urmă, prin performanță, cum o înțeleg eu, sau până la urmă noi am creat conceptul dat și ar fi corect să ne axăm pe el. Deci, performanța este acel rezultat excepțional, adică foarte, foarte bun obținut într-o activitate, fiind superior comparativ cu datele medii. APS asigură competitivitatea, dar și sustenabilitatea întreprinderii. Deci, eu vă zic și așa pare întrebarea. Dumneavoastră, analizați performanța ca la aspect de instituții, la aspect de personal, la instituții personal, instituții date, sau performanța la nivel de programe de studii, sau performanța celor care urmează să fie angajați în timpul muncii, care este înțelesul? La nivel de instituții noi dăm determinativă. Ca instituția să fie competitivă comparativ cu altele, cât și prin sustenabilitate avem în vedere ca să fie un obiectiv pus pe o perioadă îndelungată, ca nu să nu fie în situație să activeze un an sau doi și până la urmă, gata, a fost o activitate de succes pe un termen foarte scurt. De asta punem accent anume și pe perioada asta de timp, ca în ani buni să lucreze, să fie o instituție de succes. Am înțeles, în continuare a întrebării precedente, spuneți-vă, asta este... Analizând literatura de specialitate în limba engleză, ei sunt similari. De acolo și a venit până la urmă dezvoltarea sustenabilă. A fost în contextul tezei dumneavoastră, ce este dezvoltarea durabilă. Este vorba de procesul strategic foarte complex, care este orientat spre atingerea obiectivelor economice, ecologice, culturale, de mediu, pentru a obține un rezultat pe termen lung și cu condiția conservării și protejării resurselor naturale pentru generațiile ulterioare. Ne axăm iarăși pe termen lung, ca nu doar azi am utilizat ce am avut și... Așa cum știam, că până la urmă mulți sunt și totuși, traducerea, cred că, ca mutantă, noi rămâne facem traducere, deci durată, ca să avem de sustenabil. Noi am mai văzut că este așa, așa la altă ședință, deci, evidentemente, de sustenabil, faci și durată de faci. Hai mai durată, dar e perioada aceasta. Dar în contextul dat, adică noi găseam practic esența, am ajuns în situația, de ce vă zic, m-am confruntat cu elementul respectiv atunci când rezumatul am vrut să-l traduc în limba engleză și acolo era o afirmație de genul dezvoltare durabilă care se găsește în contextul limbii engleze ca dezvoltare sustenabilă, bară, durabilă. Și când am făcut traducerea, practic ar fi sunat cumva așa, dezvoltare durabilă care se fie dezvoltare durabilă. Practic ne repetam. Ei văd cumva... Așa am pățit-o în caz propriu. Dezvoltare durabilă, da, da, cam așa. Partea asta a doua a numirii tezei, eu cam n-am prevăzut așa accentul la propunerile care țin de
aspectul ăsta social, că elementul social este o parte, unul din acele trei părți a sustenabilității. Ecologic. Aș fi vrut să văd, de exemplu, că am creat propuneri cum ar atrage ca tineretul să întoarcă în spațiul rural, ca în care vreau să văd. Nu vă spuneți de asta? Vreau să văd. Este o problemă la nivel de țară, cu, nu doar la nivel de sector, cu reîntoarcerea patrioților, oamenilor acasă. Însă aici nu doar, acesta este un element dintr-o mulțime. Practic, dacă noi aici să avem o contribuție majoră, nu înseamnă că am schimbat situația foarte, foarte mult, deoarece totul însă și sectorul dat se supune altor elemente. Deci în cazul dat, dacă am avea o contribuție, am putea cumva influența pe cei ce se află la fața locului, absolvenții de aici. Dar nu cred că asta ar influența într-atât de mult încât să-i chemăm pe alții de peste hotare, ca cumva... Ca și ultima întrebare, considerați corect utilizativ în învățământ profesional agrar? În ce sens? Se referă aceasta doar la instituții profesionale tehnici, colegii fizicum la învățământul superior sau e totuși intră în categoria aceasta? Totuși intră în categoria respectivă când zicem învățământ profesional agrar. Este în învățământ profesional tehnic și învățământ superior. Acolo nu este învățământ profesional superior, cumva așa ne. Dar noi, în cazul dat, în cazul tezii, am cercetat și tehnic și... Eu am văzut și... spus în momentul cercetării, că nu mi-e lucru de să chestie, dar nu mi se pare și chiar egale, totuși, mă să nu profesional, tot Până atunci, de gândit să stăm la următoarea etapă, la această etapă, regulamentul privind că eu în prezent de președinte să dau citire avizului comisiei din domnul. Deci, în comisie din urmare, în componența de finală de primă Baltar-Vipore. În urmă, evaluării preliminare tezei din doctorat menționat, deci rezultatului, își exprimă acordul privind admitere pentru susținere publică a tezei de doctorat. Această concluzie iese din faptul că noutatea și originalitatea lucrării revină în relevare în aspect cronologic și conceptual a educației pentru dezvoltarea durabilă în rolul său de faptul indispensabil al dezvoltării durabile, analiza cadrului normativ al Republicii Moldova, evaluarea măsurii în care acesta reflectă preocupările pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile asumate, examinarea indicatorilor de performanță în învățământul profesional la Republica Moldova în raport cu obiectivele educației pentru dezvoltare durabilă, prezentarea schematică a relației cauze-efectului de performanță educației profesionale cu profesional agrar și dezvoltare durabilă la nivelul rural, recomandarea unui mecanism actualizat de evaluare a calității educației profesionale cu profil agrar,
modularea matematică a relației între performanțe, educație profesională, profil agrar și indicatorii de dezvoltare durabilă a întreprinderilor agricole, ca celule de bază a nivelului local. Suportul metodologic al URL-ului este următor. Cercetarea a fost efectuată prin metode relevante în domeniul investigat și anume observare empirică, comparație, analiză cantitativă, calitativă, istorică, sinteză, inducție și deducție, metodă interviului, metodă chestionare, prezentarea tabelară și grafică a informației, metodă corelație și regresie, sursele de informații utilizate au inclus o serie noastră de publicații științifice și analitice, la subiectul cercetat, cât și date statistice de nivel național și european, acte normative naționale care vizează diverse aspecte de probleme investigate, date obținute prin observații, interviere, chestionare. Relevanța științifică a rezultatelor. Rezultatele obținute în lucrare constituie un suport de concepte teoretice și metodologice în domeniul raționalizării managementului, performanței, învățământul profesional agrar și cuantificării impactului acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural, Republicii și Moldova. Valoarea aplicativă a acestora se răsfrânge asupra instituțiilor de educație profesională și profesională de diverse niveluri, managementului procesului educațional realizat la nivel de stat, activității comitetelor sectoriale, gestionării resurselor umane de către agenții economici și profil agrar. Cerințele stabilite în rândul școlii doctorale de învățare a tezei doctorat au fost respectate în timp. La fel, am vorbit despre respectarea etice și deontologie profesională, respectate în timp. La capitolul de publicații, total 12 publicații, revizii de reviste din străinătate de 2006, revizii de registru național al revistelor de profil de 2, colegiile internaționale 3, colegiile naționale 1. Sinteza opinilor specialiștilor participanți la evaluare. Lucrarea se impune în actualitate, noutate științifică, relevanță, teoretică și aplicativă, metodele de cercetare aplicate sunt adecvate scopului și corespund prevederilor metodologiei cercetărilor științifice și aferente de mine investigat. Obiectivele asumate ale cercetării au fost realizate. Recomandările autorului sunt argumentate și prezintă evaluarea teoretică și practică. Un compartiment aparte ține de observațiile și recomandările conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei dintr-o mare. Printre recomandările comisiei dintr-o mare se menționează a revizui elementele de noutate științific formulate, a preciza în armătare rezultatele științifice principale înainte spre susținere, a elucida mai detaliat în capitolul 1 aspectele aplicative ale managementului performanței în învățământul profesional tehnic la nivel internațional, a alătura inconformitățile în interpretarea unor probleme și figuri, precum și în prezentarea diferențelor resurse. Are vedea formularea recomandărilor finale, oferindu-le un caracter mai concis și elocvent. Rezumatul reflectă conținutul tezei de doctorat. Indicarea rezumatul tezei de doctorat este autorizată și atât. În continuare urmează ca doamna Dulceoara Caragea să raporteze asupra întâlnirii succesilor exprimate de către Comisia de Îndrumare. Într-adevăr, au fost luate fiecare în parte de fel. Într-adevăr, au fost luate în considerare fiecare din aceste elemente și le-am luat în ordinea în care au fost enumerate și ne-am ocupat de adaptarea tezei pentru a avea, într-adevăr, cele mai bune rezultate pentru a le putea propune. Sperăm să fie cât mai utilă cercetarea noastră. De asta am depus tot efortul posibil. Mulțumim. În continuare oferim referință să-și expună opiniile asupra tezei. Oferim succese în studiul mai des. Eu propun să mergem pe ordine în care sunt în rezumat.
Am rezumat, primul recenzent este doamna Lucina Aurelia. Nu, eu refer la doamna Lucina Aurelia. Doamna profesor, vă mulțumesc. Eu mersi foarte mult de atenție, deci vreau să zic cum a fost notat, să spun, și statul inclusiv, domnul ședinte, deci eu o să dau citire avizului. Avizul pe care l-am elaborat la teza de doctor în științe economice, management, performanță, învățământul profesional agrar și impactul asupra dezvoltării durabile a mediului rural. Deci, elaborat de doamna Caracea Arina, la specialitatea economiei și managementul domeniului de activitate. Deci, actualitatea temei investigate. Creșterea colectivității, sectoarelor economice, a economiei și a Republicii Moldova în întregime, astăzi este posibilă numai formând abilități educaționale, orientate la transfer de conștiințe, implementarea noilor tehnologii și altă inovație. Fiecare sector al economiei aduce un aport specific pentru economiei Republicii Moldova. Sectorul agrar are un rol important, atât ca oportunitate ocupațională în zona rurală, dar și calitate de factor principal de sustenabilitate a sectorului alimentar și agricol. Agricultura are o pondere aproximativ de 10% în mediu, în produsul intern brut, fiind ocupat aproximativ 32% din populația activă. Dezvoltarea durabilă a economiilor regionale și a întregii regiuni este posibilă numai orientând activitățile agricole spre cunoștințe adecvate și tehnologiile inovaționale. Ținând cont de problema îmbătrânirii zonei rurale și de exodul oamenilor din această zonă, este necesară consolidarea suportului pentru o creștere accelerată pentru dezvoltare durabilă a mediului rural. Dezvoltarea durabilă a agriculturii reprezintă o prioritate națională, care se regăsește în politicile și strategii sectoriale. Astfel, în actul regulatorii ale Republicii Moldova, un obiectiv de bază de dezvoltare durabilă socioeconomică este faptul de promovare și implementare a inovațiilor, transferul de know-how în toate ramurile economiei naționale și inclusiv în agricultură. În vederea îmbunătățirii competitivității și a durabilității economice a activităților din sectorul agricol, este esențial să se promoveze educația agricolă la fiecare nivel instituțional. Eficiența activității agricole depinde de condițiile de suport, în primul rând de suportul educațional, de implementarea politicilor de dezvoltare, ce formează baza dezvoltării durabile a economiei și a societății în general. Cercetările efectuate de doamna Caraza constată o serie de deficiențe atât în conținutul strategiilor aferente, cât și în raportul dintre indicatorii performanței educației profesionale agricole și nivelul de realizare a obiectivelor dezvoltării durabile. Astfel, tema tezii de doctor în științe economice, minimul de formație pentru mântul profesional agrar și impactul asupra dezvoltării durabile a mediului rural este de o actualitate economică importantă la ambele niveluri de activitate economică, atât la nivelul micro cât și macro. Reieșind din cele expuse mai sus, autoarea a determinat scopul principal al cercetării care constă în elucidarea impactului performanței managementului de mântul profesional agrar asupra dezvoltării durabile a mediului rural. Și deja a fost prezentat în baza acestui scop, a fost rezultate mai multe obiectivi care de fapt au fost sarcini de bază care trebuiau elucidate, analizate, cercetate și cu care disertanta a venit cu probleme, cu problemele care le-a identificat. Linia de bază a temei de doctor constă de demonstrare și argumentare ipotezii, precum că mediul de formație învățământului profesional agrar este un factor important al dezvoltării durabile a mediului rural. Impactul fiind exercitat prin intermediul întreprinderii ca derivă economică de bază a economiei și ca unitate angajatoare. Deci nu mă opresc la structura și conținutul tezei de doctor care reflectă și conținutul temei, cât și acele elemente structurale care trebuie să fie în de doctor.
în introducere. Introducerea are un aspect și conținut tradițional, aici se adună și argumente științifice, obiecte, ce argumentează actualitatea și necesitatea stilului intelectual. Sunt formulate de transfer scopul, sarcinile tezei, este prezentată noutatea științifică și aplicarea importantă teoretică și aplicativă a tezei. Capitolul 1, care de fapt este un capitol teoretic, care i-a permis autoarei de baza celor cercetate să vină cu un, să spun așa, cu un, o concepție sau o finală. Dacă se fac numerate cercetări de a detecta sistemele de măsurare a performanței, în virtutea complexității domeniului zat, măsurarea performanței educației profesionale rămâne un domeniu cu un potențial profund de investigație și intervenție. Deci, ceea ce am stat până acum, că chiar cu această teză, deci mai rămâne un loc de discuție și pe viitor. Deci, cercetările următoare demonstrează complexitatea raportului, dimensiunii din performanță profesională și dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. Pentru a cerceta aceste relații, am făcut tezea analizat actul normativ ale Republicii Moldova vis-a-vis de sarcini de relevanță pentru educație profesională, care se întâlnesc în mai multe documente strategice, reflectându-se la educație ca și un direct funcționat în calitate de, în calitate de aspecte, de aspecte ale performanței. În, chiar în partea aceasta teoretică, deci, apare deja bine cu enumerarea unui șir de probleme. Dispersarea obiectivelor și acțiunilor într-un număr mare de documente, astfel, pentru studiul de învățământ, fiind dificilă perceperea lor integrală, dar și transferul acestor în misiuni și obiective concrete. A doua, absența corelărilor, obiectivelor și acțiunilor propuse în documente diverse. Abordarea insuficientă a educației și înșurieții în strategie de dezvoltare a educației pentru anul 2014-2020 și abordarea investigației autorului se finalizează cu propunerea de a elabora o strategie de dezvoltare durabilă în domeniul educației 2030, despre care de la am adus această întrebare, care a integrat sarcinile programului educației 2030 la condițiile specifice a țării, nivelurilor și domeniilor educației inclusiv și a educației profesionale agrare. Finalizând capitolul 1, doamna Caracea vine cu propunerea complementării indicatorilor de performanță prin introducerea unor indicatori suplimentari care să releve orientarea programelor de studii spre obținere de competențe concrete, deci atât profesionale cât și transversale, care aduce la o dezvoltare durabilă atât a cunoștințelor și a rezultatelor acestor cunoștințe. Ce anume, dreptarea distinctă a obiectivelor dezvoltării durabile din programul de educație profesională la toate nivelurile, la cele care am citat. Orientarea activităților de cercetare a elevilor și studenților spre formarea unor competențe de dezvoltare durabilă și contribuția competențelor de ținut de absolvent în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. Deci, capitolul 2 continuă, de fapt, în acest capitol autoare, continuă să analizeze relația cauză-efect între performanța sistemului educației profesionale cu profil agrar și dezvoltarea durabilă a mediului rural. Folosind schema cu drept și cantele avem numărul și calitatea specialiștilor pregătit și ieșit, piața muncii, deci ca indicatori de absorpție a întrebărilor. Prin generalizarea rezultatelor, analizei forțe din muncă din sectorul agrar al Republicii Moldova, autoarea apreciază pozitiv următoarele aspecte. Ascendența cantitativă a forței de muncă ramului începutul anului 2012, o pondere ridicată a forței de muncă calificată, în special a absolvenților cu diplome de studii superioare. Dar, în același moment, doamna Caracea menționează și unde probleme destul de importante. Ritmul decedinit a creșterii numărului salariaților, incapacitatea sectorului de a crea locuri
formale noi de lucru. Ritmul lent de creștere a ponderii specialiștilor cu studii sociale a componenta forței de muncă calificată. Reducerea continuă a ponderii angajaților cu diplome de studii profesionale, deci având în vedere deja și nivelul 4 și 5. Și certificate de calificare nivelul 3 în componența forței de muncă de calificare. În continuare analizei problemelor de pistație, autoarea a analizat în dinamică mai mulți indicatori, deci nu o să-i numesc cât e vorba de programe și numărul de absolvenți, dar generalizarea rezultatelor analizate prin dinamica ofertei educaționale, autoarea vine cu concluzia că tendințele identificate numărul de studenți și absolvenți revelă diminuarea performanței educaționale profesionale cu profil atras acordat în aspect de ieșire, calificativ dintr-un curs de 3-4 ani. Mai departe, deci, în autoarea analizează relațiile tineri cu piața muncii în contextul tot preocupării de dezvoltării durabile. Studiile efectuate spun sau revelă că indicatorii de ocupaționare a tinerilor prezintează valori mai scăzut comparativ cu populația economic activă totală. Comparația ponderii tinerilor încadrate în timpul muncii revelă o situație necomparabilă cu media europeană. Doar 3.000 din tineri lucrează în, să spunem, nu chiar după specialitate, dar în orice caz sunt angajați în timpul muncii. În timp ce în o cifră medie sau un nivel nou în Uniunea Europeană este de 46 în comparație cu 1 la 3. Este evident problema transferului de formație educației profesionale, chiar dacă este sunt formate aceste capacități, dar transferul în performanța sectorului este deci, stopat, să spunem așa, în special în sectorul agricol. Deci, concluzia care afirmă se afirmă și prin un sondaj de care am auzit astăzi, un sondaj destul de, să spun așa, care cuprinde statistic numărul de studenți sau de elevi chestionați care dă posibilitatea să facă niște concluzii. Și care sunt concluziile? Deci, chestionarul demonstrat și cauzele abandonului muncii în sectorul agrar. Și noi vorbeam despre aspectul social, da? Salarii reduse, condiții proaste, ca conținut de muncă și, cel mai important, cred că este posibilități reduse sau chiar lipsa posibilităților de a crește carieră. Deci, uite, înainte știam să fie brigadier, președinte de concurs, socot, etc. Acum aceasta nu mai sunt. Acum acestea nu mai sunt și deci unica ce poate fi antreprenor, da? Deci antreprenor care nu e rău, bineînțeles, că e foarte bine, asta fi un alt succes, dar care de asemenea, aici n-a fost notat, dar se cer resurse financiare, da, pentru a face această activitate, a realiza această activitate. Deci, în rezultatul analizei mai complexe, să spun așa, rezultatelor obținute din chestionar, deci autoarea la finalul capitolului 2 face următoarele concluzii care sunt de fond, de fapt, și caracterizează sectorul agricol din Republica Moldova. Piața forței de muncă pentru sectorul agricol se confruntă cu calitatea redusă a competențelor oferite la cea mai mare parte din programul de studii cu profil agrar. Problema respectivă constituie un impediment esențial în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile asumate de Republica Moldova în raport cu Agenda 2030. Pentru a prelua pregătirea profesională cu necesitări pregătiții, muncii necesar de a implica angajatorii la diverse etape ale procesului educațional, cât și în funcționarea acelor comitete secționale despre care am început a discuta. Capitolul 3, deci este un capitol, noi am discutat acest capitol și la ședințele preliminare, este un capitol de fond, unde de fapt deci, conditoarea continuă să discute
concluziile obținute în chestionarul precedent, dar mai departe deci propune un program matematic, un program matematic de corelație, care deja este pentru lijantul cu mult mai mare, 194 de interpinte. Și în baza aceasta a fost modelat impactul competențelor obținute în procesul de parte profesionale asupra dezvoltării durabile a întreprinderilor. Deja a fost spus că întrebările au fost grupate pe trei blocuri. Primul bloc ținea de mediul de producție și anume aspectul ecologic, al doilea bloc ținea de mediul social și al treilea era o combinație, de fapt, între primul și al doilea bloc, pentru că primul și al doilea bloc, deoarece și ecologia, producerea și aspectul social, de fapt, asta și este dezvoltarea durabilă sau presupune pregătirea dezvoltării durabile economice. Deci, ce arată în general aceste rezultate? Pentru că vreau să zic că a treia capitol este discut în mare, este discut de importanță, și analiza lor, dacă îmi dați voie să fac concluziile, concluzia finală și anume asupra rezultatelor datelor ca factor de dezvoltare durabilă, pentru că lucrare sunt toate. Deci, rezultatele prelucrării datelor au demonstrat că factorii de dezvoltare durabilă nu corelează cu variabile de vârstă și de chimie muncii. Deci, nu știu dacă se duce această evidență foarte strictă, dar sperăm că totuși cei care au completat chestionarul au arătat corect aceste date și arată și de fapt nu depinde. În schimb, s-au depistat interdependențele între interne, moderate, ce se stabilesc între variabile setului. Astfel, factorul, sporirea calității produselor agricole obținute, corelează cu prelucrarea deșeurilor agricole, ceea ce de fapt o cunoaștem și tot mai mult insistăm la aceasta, iar faptul asigurarea unor salarii decente personalul angajat cu dezvoltarea serviciilor rurale. Deci, care cunoaște serviciile rurale pot fi nu numai cei agrari în locul de agricultură, dar și alte prestații sociale, să le spunem așa. Așa? Dezvoltarea resurselor umane cu asigurarea unor condiții adecvate de muncă personalul angajat. Finalul opiniilor, respondenților la aceste indicatori exprimă o opinie pozitivă pentru dezvoltarea durabilă socială. Deci, ce aș menționa la ce s-a mai oprit afară, ce este foarte important, folosind aceste modele multifactoriale, nelineare, matematice, de corelație. Deci, s-a demonstrat că există o dependență dintre seturile din variabile factoriale și rezultatele activității economice. Existând această corelație, s-a depistat că influențează foarte mult asupra rezultatelor activității agricole și anume prin următorii factori, vreau să spun și sporirea calității produselor agricole obținute, dezvoltarea serviciilor rurale, menținerea și sporirea cheltuielilor pentru solul și asigurarea unor salarii decente personalul angajat. Tot până la urmă ajungem la aceste aspecte sociale. Cea mai semnificativă concluzie realizată pe urmă utilizării suportului matematic este faptul că calitatea competențelor referite de procesul de pregătire profesional influențează direct indicatorii de dezvoltări durabile la nivel de interprinderi agricole. La fel ca alți factori, ca nivelul de retribuții, de salarii sau calitatea serviciilor programe. A doua concluzie ține de necesitate de focusare prioritară pe competențe de gestionare rațională a solurilor și sporirea calității produselor. Acestea fiind identificate ca având un impact mai mare asupra performanțelor economice a întreprinderilor. În vederea îmbunătățirii calității, obiectului educaționale de producere agrară, în corespundere cu obiectivele dezvoltării durabile, autoarea propune un mecanism actualizat, de evaluare a acestei, prin folosirea unui set de indicatori actualizat de performanță, implementarea unui proces de îmbunătățire continuă a indicatorilor de performanță, a metodelor și procedeilor de evaluare, implicarea activă și continuă a mai multor părți interesate, instituții de învățământ, angajatori,
elevi, studenți și absolvenți și inclusiv și Ministerul de Resurse. Iar prin această concluzie, deci apare tezei a demonstrat că problema este destul de complicată și e vorba nu numai de determinarea indicatorilor de performanță, dar de realizarea unui proces complet, continuu, începând cu denumirea certificatorilor, evaluarea lor, influența asupra rezultatelor obținute și deci, cum se influențează sau cum se direcționează mai departe aceste propuneri. Deci, în final, pot să fac o concluzie că această cercetare, atât din punct de vedere științific, metodologic și practic, prezintă un rol important pentru programele educaționale, pentru dezvoltarea competențelor trupii de către absolvenții studiilor superioare, asupra dezvoltării durante activităților în sectorul agrar. Din punct de vedere a semnificației teoretice, vreau să zic că am notat că rezultatele obținute lucrare constituie un suport de concept teoretic și metodologic în domeniul mediului performanței la studiul profesional agrar. Și impactul acesta asupra dezvoltării durale a mediului rural al Republicii Moldova. Deci, din punct de vedere aplicativ, deci, aceste, să spun așa, efectivă valoare aplicativă au o temă de exact două părți sau în două level. Deci, în primul rând, că aceste recomandări sunt pentru domenii largi, și anume de educația profesională, deja cu profil agrar, începând de la școala profesională și termenând cu sistemul educațional sau continuând cu sistemul educațional, dar ajungând și la acele comitete sectoriale, da? Sectoriale, așa spun, agrare. Da? Și al doilea, deci, aplicativ, fiindcă s-a demonstrat, de fapt, că și modele matematice pot fi utilizate pentru și sunt în continuare utilizate pentru a veni cu niște propuneri privind procesul, bunăstarea procesului managerial realizat în aceste două sectoare, atât educațional cât și aplicativ sectorul de producție agricolă. Implementarea rezultatelor științifice, deci corespund cerințelor ANACET-ului, s-au discutat atât la nivel deja vorbit de catedra, adică schemul educațional, dar și la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. Deci, asigurarea bibliografică este un șir de lucrări, chiar aș spune, lucrarea este dotată și eu cred că și cunoștințele și abilitățile care au fost demonstrate prin această teză, ne vorbesc de faptul că conductorul a prelucrat foarte multă, o listă foarte mare de bibliografie. Structura și conținutul tezei este corespundente prin cu tema aprobată. Calendarul concluziilor și a generării și a recomandărilor. Concluziile tezei, fiind bazate pe o serie de materiale și date analizate de autor, reprezintă un tablou de sinteză al rezultatelor obținute, care împreună cu recomandările formulate vor contribui la dezvoltarea programului de studii și transferarea abilităților căpătate de absolvent asupra dezvoltării durabile sectorul agrar al țării. Deci, astfel pot să spun că teza reprezintă lucrare ce corespunde cerințelor de bază pentru teza de doctor în științe economice, dar pentru continuitate, deci sunt în teza, dar sunt implementate și mai multe deja, va urma și mai departe, acest cercetări va urma și mai departe, deci aș menționa unele aspecte. Pentru realizarea practică a recomandărilor compuse în teza, se impune de a dezvolta un plan de acțiune pentru diferite nivele de activitate educațională și administrativă, cu invitarea acțiunilor concrete, cu date, termen, cine, cum și efort necesar, ce nu știm de nimeni. Și acest plan sau aceste măcar de lecție ar trebui aduse la acei capuri de decizii care ar putea să o facă
am vedere ca să, ca să elaboreze acest sau să, să accepte acest plan de acțiune, dar și să aibă destulă demnitate administrativă ca acestea să fie implementate. Și concluzie finală. Tezele de doctor elaborată de doamna Caragiarina, reprezintă o cercetare finalizată în domeniul în performanță educației profesionale și impactul ei asupra eficienței sectorului local. Fiind realizată la un nivel teoretic, metodologic și practic adecvat, ea prezintă interes pentru dezvoltarea atât a programelor de studii, dar și utilizarea efectivă a performanțelor formate pentru sectorul rural, PDUS, la grant. Rezultatele obținute reflectă conținutul pieței, iar concluzii și profunde acolo formează finalitățile rezultatelor obținute. Teza corespunde cerințelor actuale pentru teze de două proiecte economice. Iar doamna Caragiarina merită concedierea titlului științific de doctor, de doctor la specialitate 521.03, economie și management în domeniul pieței. Deci, iată așa, teritorii? Da, apreciem foarte profund regimul. Eu vă propun ca să citească toți definiție, avizul după aia, nu vă răspundeți la întrebări. Domnul Jalian, vă poate? Bine, să încerc așa într-o abordare. După mine nu este vizibilă camera. Interpretativă să dau citire raportului experientului oficial, vă teză de doctor în știință economice de aplicare a Jalina, temă mici în performanțe de sănătul profesional în care și impactul de șeptă asupra dezvoltării practică în mediul de rază de curții modului pe specialitate de învățământ 03, economie și management în domeniul. Deci, din start, am menționat punctual așa faptul că teza de doctor în științe economice în opinia noastră deci se evidențează pentru reală semnificație, pentru reași practica managerială. Deci, autorii identifică serii de deficiențe și se referă la măsura în care învățătorii performanțe educației profesionale contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltării durabile. Și această bază autorul formulează scopul tezei și obiectivele cercetării. Sunt cinci obiective care spunem noi că sunt așa bine formulate. O să ne referim la acest lucru. De asemenea, menționăm, referindu-ne deja la teză, că aceasta este reușit structurată și corespunde cerințelor înaintate de transport de lucrare. Și foarte suficient tot o să încerc să trec în revistă principalele momente care le-am evidențiat la fiecare capitol, din care fiecare dintre noi ca referenți oficiali atragem atenția la unele aspecte, știi, care, deci, mă rog, ele practic unele poate se repetă, dar în esență totuși intră momentele respective. Deci, primul capitol teoretic, autorul se concentrează pe abordările conceptuale din dimensiunea performanței și rezultatele durate. De start, tot ce-aș vrea să ne amintesc calitatea, deci, în general, a lucrării, faptul că s-a mai spus, deci, autorul a utilizat multe surse bibliografice, deci, foarte relevante, în care sunt în calcat și în partea teoretică. Deci, menționăm, deci, sistemul, dorim să scoatem în evidență calitatea care este realizată abordarea conceptuală a respectivului subiect, universitate și relevanța sursului bibliografice. Atât autorul în 83, trecut de pentru abordare interpretativă a autorului. Deci, autorului. Autorul evidențiază latura procesuală a management performanței, abordarea sistemică acestuia, precum și natura strategică a management performanței. De asemenea, evidențiem că este analizat de către autor și cadrul contextual în care a apărut și a evoluat management performanței în educația profesională, care, în urma cercetării teoretice efectuate, este definit de către autor ca un sistem de management orientat la realizarea activităților de educație profesională, cu eficacitate și eficiență maximă, astfel încât să asigură competitivitate și sustenabilitatea instituției și să permite exercitarea unui impact asupra dezvoltării societății.
În acest context și am dus și acea întrebare, autorul, deci evidențiază indicatorii de performanță pe instituțiile de învățământ. În special componentele învățare și cercetare. Știți, noi acum discutăm de aceste două componente, învățare, cercetare, sunt unul studiu, care, mă rog, în fiecare abordări există și în centrul mediu academic. De asemenea, menționăm elucidarea de către autor și a complexității indicatorilor, prin intermediul care poate fi exprimată și evaluată dezvoltarea durată. Inclusiv un șir de indicatori, sunt trei domenii, economic, ecologic și social, pentru că poate fi măsurat dezvoltarea durabilă a unui întreprindere a lui. În teoria și practică, managerea autohtonă prezintă interes evaluarea realizată de autor a cadrului normativ și indicatorilor de performanță în învățământul profesional de Republica Moldova în raport cu obiectivele și educație profesionale pentru dezvoltarea durabilă. În special în contextul transpunerii obiectivelor educației durabile în programe de studii profesionale angajate. Realizăm investigarea actelor normative ale funcționalilor vis-a-vis de sarcini de bani prin educația profesională, care se regăsesc în mai multe documente strategice, clasificate în categorii și analizate de către autor. Merită de asemenea evidențiat și analiza sistemul de măsurare a performanței educației profesionale în Republica Moldova, cu schematizarea indicatorilor actuale de performanță instituțiilor de învățământ profesional în trei grupe. Indicatori care relevă întregi indicatori care relevă calitatea desfășurării proceselor de educație profesionale și indicatori care trebuie ieșit. De asemenea, evidențiem recomandarea unor indicatori de performanță suplimentare în sistemul educației profesionale virtuale de către autor. Scopul maximizării contribuției performanței educației profesionale în atingerea obiectivului dezvoltării durabile. Capitolul 2. Evidențiem în special analiza de tip cauză-efect existent între performanța educației profesionale cu profil agrar și dezvoltarea durabilă a mediului rural, care este mediată de către piața muncii și întreprindere angajatoare. Aici am evidențiat efectul de autor, dezvoltarea durabilă a mediului rural, se obține ca o sinergie de influență, forțe de muncă calificate, de sănătate, o altă parte, dar semnificativ acestei sinergii. Cuantificarea exactă a contribuției VCC teoretic devine posibilă doar cu condiția posibilității cuantificării contribuții celorlalți factori implicați, cei ce este o sarcină pe cât de îndrăznează pe atât de dificil. Evidențiem și calitatea analizei pieței muncii în mediul rural care reduce modelul calitate de autor prin prisma indicatorilor absoluți și relativ. Deci, de asemenea, pentru o mai bună înțelegere a tendințelor existente în evoluția pieței muncii în mediul rural, este efectuat o analiză comparativă cu indicatorii medii de pe țară, precum și cu modelul acestora în mediul urban. Sunt deosebite relevante și importante problemele identificate de către autor, lipsa unei de creștere a numărului de salariaților, incapacitatea sectorului de a crea locuri noi de muncă, ritmul lent de creștere a punerii specialiștilor în studii superioare în total forță de muncă calificată, deci reducerea continuă a punerii angajaților cu diplome de studii profesionale și certificate de calificare. În contextul temei de cercetare, autorul efectuează o relevantă analiză performanței educației profesionale cu profil agrar, încadrată în sistemul complex de relații cauză-efect, și anume performanța educației profesionale, performanța dezvoltării durabile. Respectiva analiză este efectuată atât sub aspect cantitativ, deci numărul de specialiști pregătiți, absolvenția instituțiilor de învățământ, cât și sub aspect calitativ, deci măsuri în care competențele deținute să respectă exigențele sectorului agrar. Aici, într-adevăr, autorul și prin figurile 2.11, 2.15, prin tabelele 2.1.2.5, deci exemplifică, deci cu date statistice, aceste analize cantitative și calitative. Dintre rezultatele evaluării ieșirilor schemului de educație profesională cu profil agrar și aspect cantitativ și calitativ, evidențiem următoare.
Piața forței de muncă pentru sectorul producției agricole se confruntă cu calitatea redusă a competențelor oferite la cea mai mare parte din programele de studii cu profil agrar, ceea ce constituie un impediment esențial în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. În special prezintă interes de punct de vedere analizei manageriale, ierarhizarea factorilor demotivaționali ai disponibilității de angajare a subiecții de respectivelor de învățământ profesional tehnic la întreprinderile agricole. Determinat se în baza unui sondaj de opinie, în baza unui chestionar online realizat pe un eșantion de 91 de elevi care au permis de a constata că 88,6% din aceștia, încât de băncile instituții deja sunt determinați să se angajeze în alte domenii de cel agricol. Și aceasta în condițiile faptului care menționează autorul tezii că practic în toate specialitățile agricole există insuficiență de personal calificat. Concluzii ce se bazează pe un sondaj de opinie angajatorilor absolvenților specialităților agricole realizat în anul 2019 pe un șantion de 310 persoane. În felul acesta, autorul atestă importanța comunicării cu angajatorii ca factor de raportare a ofertei educaționale la exigențele dezvoltării rurale durabile, constituind important instrument în raportarea educației profesionale la necesitățile pieței muncii, dar valorificat insuficient până în prezent și care necesită ar fi eficientizat. În capitolul 3, deci al tezei, autorul procesează rezultatele unui sondaj de opinie realizat cu un eșantion de 194 respondenți, ce modelează matematică relația între performanța educației profesionale, profil agrar, în termeni de ieșiri și indicatorii dezvoltării durabile a întreprinderilor agricole. În baza modelării matematice efectuate de autor, decizie determinată calitatea competențelor oferite de procesul de pregătire profesională, deci, care exercită influență asupra indicatorilor dezvoltării durabile la nivel de întreprindere agricolă de rând cu alți factori, cum ar fi, spre exemplu, nivelul de retribuție sau calitatea serviciilor rurale. În această bază, deci, pentru bunătățirea calităților oferite educaționale cu profil agrar, în corespundere cu obiectivele dezvoltării durabile, autorul propune un mecanism actualizat de evaluare a acestea care se impune prin următoarele aspecte distincte. Indicatorii actualizați de performanță, proces continuu de bunătățire a indicatorilor de performanță și metodelor și procedeilor de evaluare. Și în special cel mai menționat, chiar și în discuțiile noastre, implicarea mai multor activ și continuă mai multor actori sau părți interesate, discuții de învățământ, angajatori, studenți, absolvenți, ministerul de resort și etc. În concluzii și recomandări generate de autor menționăm anume faptul că în baza efectuării cercetării științifice sunt ca rezultat direct al acestea, fiind minim argumentate și de reală importanță practică pentru sistemul învățământului profesional agrar din Republica Moldova. În continuare, deci, am trecut prin principalele calificative, deci de evaluare, am încercat să ne expună punctul de vedere în raportul referentului oficial. Și anume că în ce privește notarea științifică a lucrării, am evidențiat faptul că aceasta se bazează pe eficiența determinată de autor în ce privește cercetarea subiectului managementul performanței pe punctul profesional agrar și impactul acestor asupra dezvoltării durabile a mediului rural a Republicii Moldova. Luând în considerație faptul că problematica dezvoltării durabile a mediului rural este studiată foarte profund atât la nivel de țară cât și mondial, însă mai puțin fiind cercetat rolul care revine instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior în respectivul proces. Anume, acest fapt scoate în evidență originalitatea tematicii cercetate în promulgare. Mai mult, abordarea subiectului cercetat prin prisma interdependenților de tip cauză-efect, ce constituie o abordare predominantă pe întreg parcursul cercetării efectuate, îmi permite să afirm că lucrarea analizată are un bine pronunțat caracter inovativ. În felul acesta, problema de cercetare a tezei analizate, scopul și obiectivele acestea sunt originale cu deschidere multidisciplinare, văzând idei inovatoare.
Ce le constatate, deci, ne permite să afirmăm? Calitatea materialului conținut în capitolul test și materialele conținute în capitolul test ne permite să evaluăm cheza de doctor analizată după criteriul noutate și originalitatea lucrării cu calificativul excelent. Suportul metodologic al cercetării. Menționăm faptul că scopul chezei este foarte clar și precis formulat, având la bază o interacțiune de tip cauză-efect. Obiectivele cercetării formulate de către autor permit realizarea completă a scopului enunțat. Am menționat de asemenea legăturile de tip cauză-efect care se prezint însă și în formularea acestora. De asemenea, am evidențiat cincile obiectivi formulate către autor, care este un obiectiv de cercetare foarte complex și sistemic, și anume propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității prestației educaționale în termeni de indicatori de performanță. Metodele de cercetare au fost selectate în funcție de obiectivele stabilite și corespund prevederilor metodologiei cercetărilor științifice aferente domeniului investigat. În cadrul cercetării, autorul a aplicat metode clasice de cercetare. În special am menționat interpretarea managerială efectuată de către autor a datelor obținute în procesul intervievării și chestionării diferitor grupe de respondenți. Actori sau părți interesate implicați în procesul de educație profesională, reprezentația unui de afaceri studenți, ceea ce implică o gândire analitico-creativă a autorului tezei. Considerăm că problemele de cercetare sunt foarte bine argumentate și comunicate logic la cadrul teoretic. Analiza tezei demonstrează o excelentă stăpânire de către autor a metodelor alese, acestea fiind sisteme schematice și precise. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor prin relevante și suficiente pentru abordarea originală și exhaustivă. Cele constatate ne permit să evaluăm teza de doctor organizată după criteriul suportului metodologic al cercetării cu calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor obținute se bazează, deci, alt calificativ, pe cercetarea științifică de calitate efectuată în scopul elucidării impactului performanței management învățământului profesional agrar asupra dezvoltării durabile a mediului rural, conform ipotezei, ce constă în supoziția că managementul performanței învățământului profesional agrar este un factor important al dezvoltării durabile a mediului rural, impactul fiind exercitat în intermediul întreprinderii ca verigă economică din bază a economiei și unitatea angajatoare. Rezultatele obținute în lucrare prezintă un suport de concepte teoretice și metodologice în domeniul raționalizării managementului performanței învățământului profesional agrar și cuantificării impactului acestor spre dezvoltării durabile în mediul rural al Republicii Moldova. Acestea constau în realul un mecanism nou de evaluare a calității managementului profesional agrar prin prisma unor indicatori actuali de performanță, în vederea utilizării ulterioare a procesului de evaluare, asigurând aplicarea inedită a mecanismului, cât și elaborarea unui model economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorii de dezvoltare durabile a întreprinderii. Având ca efect eficientizarea învățământului profesional agrar în vederea materializării dezvoltării durabile a mediului rural autohton. După acest criteriu, relevanța științifică a rezultatelor, și anume că rezultatele sunt relevante, descrise și interpretate foarte clar și precis, iar concluziile și recomandările sunt relevante și se bazează pe rezultatele obținute. Teza analizată, în opinia noastră, poate fi evaluată după acest criteriu cu calificativ excelent. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Teza analizată este foarte clar și coerent redactată în conformitate cu cerințele stabilite pentru astfel de lucrare. Considerăm că după acest criteriu, teza poate fi evaluată cu calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. În cadrul respectivei lucrări sunt totalmente respectate principiile eticii și deontologiei, sunt indicate riguros toate referințele la sursele bibliografice, prin clar aportul autorului și lipsesc orice suspiciune de fraudă științifică. După acest criteriu, teza poate fi evaluată cu calificativul excelent. Și la calificativul publicare a ediției științifice, prezentarea publicării științifice, autorul tezei a publicat rezultatele cercetării 12 lucrări științifice, dintre aceste 12 publicații,
6 publicații, deci sunt în revista științifică inclusă în bază de date internaționale Web of Science. Iar o publicație, deci este ca sigur autor, autorul ei. Considerăm că după acest criteriu, pieza poate fi evaluată cu calificativ de CV. Și în finalul analizei dorim să intervenim cu o propunere către autorul tezei, anume o propunere, știți, am zis așa obiecții, deci ca propunere. Teza analizată se bazează pe un sistem complex de analize de tipul cauză-efect și lucrez că l-am menționat și cred că un punct foarte, foarte atentiv. Ceea ce e discutabil, ce îi spun, vă scriu și aici, prezintă remarcabil punct foarte al cercetării științifice întreprinse. În același timp, unele concluzii și recomandări ce risete respectivele analize ar fi bine să fie rezultate în baza modelării unui comportament motivațional al acturilor părților interesate în procesul de educație personală, special angajatorii, studenți și absolvenții, dar și în funcție de învățământ, ministerul de resort al acestui. În felul acesta, considerăm noi, se va obține o sinergie de comportamente motivatoare a tuturor stakeholderilor părților interesate în conștientizarea învățământului profesional. Avea. Propunerea făcută, însă nici într-un caz, adică ca doar de numai sunt așa două cuvinte, undeva, deci, cum am spus, ai punctele tare pe rând în vigoare, aici e discutată, dar unele propuneri când sunt date, sunt date parcă, știți, către minister. Noi știm că dacă dăm până la minister sau dăm către angajatori, instituții de învățământ, el undeva și trebuie, deci evident noi toți înțelegem că sinergia aceasta, care a fost ca o orientieză, deci forțele aceste sinergetice, deci care au autoare, deci ați folosit-o. Dar ca ele să fie puse să existe, să materializeze, deci considerăm că anume acest, să găsim un model sau niște factori care să place comportament motivațional, dar fie că autori parte care să-i pună, să-i pună în funcțiune. Și atunci aceste mecanisme, de fapt, ele vor funcționa. Apropo, la răspuns, când ați observat, la noi știm că metodele acestea administrative, deci ministerul, când ați dat acea rețetă, că ministerul când vin funcționează, când îi adună, deci așa mai departe, că nu există, pentru noi există chestia aceasta ca motivatoare, când, să zicem așa, aceste părți administrative, ne strânge ministerul, nu a adunat, noi am venit, răspundem la aceste chestionare, nu și așa mai departe. Până când mecanismul acesta de viață, automotivare respectiv, poate ține este, cred că, într-adevăr, este puțin mai slabă și, dar într-o economie de viață, anume, aceste, să zicem, acești factori vor, să zicem așa, au perspectivă de lungă durată strategică. Propunerea făcută însă nici într-un caz nu diminuează valoarea științifică practică a tezei de doc supuse analize, ci doar reliefează posibil direcții de continuare a cercetării științifice. Și în concluzie, importanța și actualitatea de necercetate, precum și calitatea pe care este realizată cercetarea științifică, este faptul că teza de doctor științei economice a dat în caracter alină, deci reprezintă ori finalizată și autentică și complex cercetare în domeniul economic și managementul, având cum reală interes și semnificație științifică și practică. Iar doamne Caragia-Alina merită să îi oferi titlul științific de doctor în științe economice pe specialitate și pe doctorul de lucru economic și management. Da, mulțumesc. Eu am fost să mă explic ce am legat cu membrul Comisiei de Adunare și la cei care au făcut discuție dar cu ce am prezentat. Acum l-am făcut mai succint, pentru că am știut că am făcut o problemă, să fac un raport foarte, foarte detaliat, pentru că și domnul Jeremu. Stimați membri, citați voi să prezint raportul referentul oficial. Și să încep cu apreciere de ordine general. Dezvoltarea durată la spațiul rural al Republicii Moldova devine o necesitate primordială și în ultimul timp este acordată tot mai insistent discutată atât la nivel național cât și la nivel mondial. Importanța cercetării aspectului mine și într-o deformație de fundul profesional agrar reiese din următoare momente. Învățământul profesional agrar este unul din factorii de bază
în viziunea noastră, ce influențează procesul de dezvoltare a mediului rural, și doi, importanța calității învățământului profesional agrar în particular și calității vieții în general, sunt subiecte care zilnic stau în vizorul societății. În ultimul timp, o atenție majoră pentru femei și pentru învățământul profesional agrar este prezentată din parte și din partea organismelor internaționale, instituțiilor publice centrale, prin aprobarea unor șirte abordări de aici cu vederea națională și internaționale. Reșit din cele menționate, putem afirma că prima dată de cercetare este actuală, mai mult ca atât, lipsa cercetărilor științifice și aplicative de acest domeniu ne conduce spre ideea sărbătorirea performanței învățământului profesional agrar. Reprezintă un domeniu de cercetare nou cu un potențial enorm pentru realizarea multiplelor studii, analize și cercetări fundamentale. Dintre cele mai relevante obiective care este în scopul cercetării a menționat evaluarea sistemului emoționale de informații, descrierea legăturii cauzei efectului de performanță și învățământul agrar, evaluarea ieșirilor cantitative și calitative și propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității. În ce privește importanța teoriei calculării, am evidențiat sintetizarea esenței și evoluției conceptelor teoretice și metodologice de management al performanței învățământului profesional agrar și cuantificării impactului acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova. Teza de doctor are o logică standard, este structurată în trei capitole, la care se adaugă un capitol de conclusie și o oastră de biografie. Teza este structurată clasică și respectă forma tradițională. În într-o cucere este prezentată tema cercetării scopului, ipoteza de cercetare gradul, distribuirea genii, bază metodologică, plantare științei și comunicația practică. În partea introductivă, și anume în primul capitol, se elucidează aspectele relevante cu referire la abordările gnosteologice în domeniul medicinei performanței educației profesionale. În acest capitol, autorul face o analiză detaliată a conceptelor de bază ce țin de domeniul medicinei performanței educației profesionale. Am dorit să menționăm că este prezent o polemică foarte bună referitor la domeniul analizat. S-au analizat părerile și viziunea oferirii de savanți în domeniu, atât din străinătate cât și acelui popor. Au fost analizate o parte impunătoare din instrumentele medicinei performanței educației profesionale, precum și metodele de ținere sub control a performanței. O atenție sporită s-a acordat dezvoltării esenței și rolului managementului performanței, s-a studiat care poate fi impactul managementului performanței educației profesionale asupra dezvoltării durabile. Totodată s-a prezentat abordarea conceptuală a spațiului rural și s-au descris indicatorii dezvoltării durabile, propunându-se indicatorii proprii. Autorul a preferat să descrie cele mai reușite exemple internaționale dedicate educației prin dezvoltarea durabilă, un lucru foarte bun apreciat. S-a prezentat cadrul normativ al Republicii Moldova prin prisma măsurării în care se abordează obiectivele educației profesionale pentru dezvoltarea durabilă. Capitolul dat este elaborat de studii calitativ, cu multe tabele și figuri, elaborate sau adaptate de autor, fapt ce a permis ca conținutul să corespundă de numire. În capitolul 2 este analizată relația dintre performanța sistemului educației profesionale profesional și dezvoltarea durabilă a mediului rural. S-a analizat discuții de tendințele de ținut și din mediul rural în Republicii Moldova, unde se confruntă cererea și oferta de personal calificat. În paragraful 3 se prezintă analiza și în dinamică a ofertei de personale cu copil aflat de Republica Moldova și în mare parte cercetarea efectuată în acest capitol este axată pe analiza performanței educației profesionale cu copil aflat în termeni de ieșiri calitative și calitative prin prisma implicațiilor lor în dezvoltare durată la mediului rural. În capitolul 3 este realizat un studiu complex prin sondajul de opinie realizat de un eșantion de 194 de întrebări. În baza acestui sondaj s-a efectuat un model matematic care demonstrează impactul competențelor obținute în procesul educației profesionale asupra dezvoltării durabile a întreprinderii. El a dat în faptul că autorul a reușit să demonstreze cu ajutorul metodelor econometrice legătura dintre performanță și calitatea educației.
În concluzii finale, putem concluziona că autorul a urmărit îndeaproape în parcursul întregii lucrări soluționarea problemei de gestionare menționate și a reușit să realizeze obiectivele propuse inițial. Având în vedere specificul tehnic, este evident faptul că autorul a depus efort pentru identificarea, consolidarea, sistematizarea și analiza celor mai importante teorii, concepte, definiții realizate în domeniul managementul performanței în văzutul profesional agrar, prezentând viziunea proprie, destul de bine argumentată. În al doilea rând, efortul a fost orientat spre găsirea unor soluții sau interpretări noi care să reprezinte un plus în domeniul cunoașterii și în domeniul deosebit, în mod deosebit în cel al aplicării practice. Caracterul practic aplicativ este asigurat printr-o identificare a metodelor de analiză a sistemelor de management al performanței în văzutul care pot fi aplicate în analiza domeniului dat, dar și în alte sectoare ale economiei naționale. Autorul demonstrează capacitatea de a trece cu ușurință de la abordările teoretice la planul practic aplicativ. Drept argumentă favoarea valorii aplicative a cercetării, servește certificatul de implementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în care a avut loc integrarea în practică a rezultatelor cercetării. Redactarea tezei este efectuată cu importanța lucerinței în vigoare. Stilul este cel al unei lucrări științifice, ce are o valoare științifică și aplicabilitate practică, ce poate sta la baza altor cercetări în domeniul sistemului de management al învățământului agrar. Logica expunerii materialelor teoretice și aplicative este corectă, argumentarea este tehnică, aspectele proprii, originale, sunt corecte limitate de preluările din literatură, prin realizarea referințelor și comentariilor corespunzătoare. Autoritatea tezei de doctorat este elaborată în conformitate cu cerințele instituției, care dă accent principal pe idei, concluzii și recomandări ale tezei de doctor. Evidențiază contribuția autorului în soluționarea problemei științifice înaintate, publicațiile autorului sunt date la cercetării și sunt valorificate în teză. Teza de doctor licențată este o lucrare complexă cu multiple sarcini de rezolvat, care pe parcursul expunerii materialului au fost soluționate cu diverse abordări și recomandări. Totodată am venit cu o recomandare și dorim ca autorul să continue să extindă pe viitor cercetările cu privire la comunicarea cu beneficiarii din domeniul învățământului profesional agrar. Concluzie. Constatările referitoare la conținutul științific și teoretic metodologic al lucrării, la contribuțiile autorului, ne permit să afirmăm că teza de doctorat doamnei Caracea Alina cu tema managementul performanței în învățământul profesional agrar și impactul OCT asupra dezvoltării durate a mediului rural la nivelul Cimoloa împlinește toate condițiile cerute Autoritatea urmărește ideile de bază prezentate în teza de doctor, publicațiile sunt la tema tezei. Lucrarea se prezintă pentru un științific original, ce include cercetările științifice publicate, conține rezultate teoretice și practice noi. Iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitate 521 funcție 3, economie și mediu, în domeniul de antropologie. Vă mulțumim, dar chiar cu un pretendent la titlul se expune pe marginea paleților referenților. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru evaluarea efectuată și, într-adevăr, vom lua în considerare fiecare din propunerile spre îmbunătățire. Deci vă mulțumim foarte mult. Bineînțeles, în domeniul respectiv. În continuare să ne numim de el, noi și în principiu se recomandă că spre fiind înainte de votare să ne meargă cu etapa asta de discuții, dar așa cum toți de la nevăzătorii mi s-au expus. Și da, trebuie să ne numim de asta, au primit cuvânt conducătorului și după aia. Stimat, unul de comisie, văd că am anunțat și un dificil de a mai spune la final, cel cu de faptul că practic dumneavoastră ați avut toți niște intervenții foarte detaliate în analizele făcute și practic ați abordat adică și conținutul lucrării, dar și măsura în care satisface aceste șapte, adică șase, ce obțin, în altă delicatea prezentării acestei semnificături, deja pe care vă rog de vor. Dar ați vorbit foarte detaliat. Evident, mai este și a doilea aspect, pentru că, mă rog, eu pun cât de tare aș dori să fie obiectiv, evident că am un șoc de subiectiv, lucrând de fond aportoare la toată această perioadă. Totuși, deoarece procedura solicită acest demers sau meu, eu voi încerca să fac o mică trecere în revistă a informației expuse în adresul meu
și voi începe de la faptul cât de provocatoare este această, cât de provocatoare este această problemă. Eu am menționat-o și în cadrul susținerilor anterioare, adică procedurilor anterioare, că de fapt această lucrare a fost o provocare de tot parcursul lucrului nostru asupra ei, fiind într-adevăr o problemă foarte semnificativă apropiată, așa cum ați menționat și dumneavoastră, dar și foarte dificil de realizat, deoarece, după cum ați văzut și în lucrare, efectele educației reprezintă un bun post experiență. Ele nu pot fi evaluate prin eficiența completă a întreprinderii. Pentru că însuși eficiența are o serie întreagă de componente constitutive. De aceea și s-a proces pe calea evaluării acestor efecte prin prisma percepției de către acești reprezentanți ai întreprinderii. Evident că până ajunge la concluzia ca să abordeze în acest mod, s-a studiat ce există la momentul în publicație și a fost găsit o singură publicație unde puțin a fost o abordare prin alt model, prin alte variabile, dar a fost făcută abordarea calității formulării continui asupra indicatorului dezvoltării durabile. Deci o singură publicație a unui autor italian am găsit noi publicată în limba engleză la acest aspect. De aceea a fost un demers foarte dificil. Pe de altă parte, deci este, într-adevăr, după cum ați remarcat practic toți și dumneavoastră, așa cum s-au adus de cercetare, există o serie întreagă de probleme legate de transferul performanței în sectorul agricol și este legat poate nu atât de bine instituția din locul, dar atunci faptul că ca să ajungă absolventul să vină cu un plus de valoare pentru întreprindere, el cel să ajungă acolo. Dar dumneavoastră să zic că mulți nu ajung. Ajungând nostru să reținem foarte mult acolo. De aceea aici iarăși îndeverează sarcina. Totuși, totodată, aceste provocări au constituit și argumentul pentru a spune despre prioritatea științifică și valoarea acestor lucruri. Dar că atunci când ați spus la aceste provocări, atunci tu și vii cu o ipoteză nouă care dă un plus de valoare în lucrurile tău făcut. De aceea, în acest aspect, deci în contextul celor spuse, eu vreau și eu să accentuez actualitatea acestei teme, dar și semnificația ei pentru atât ca cercetare teoretică, cât și cercetare cu caracter aplicativ. Vorbim despre noutate și originalitatea acestei lucrări. Dumneavoastră ați avut ocazia să auziți că a fost abordată educația pentru dezvoltare durabilă, care nu prea se găsește o practică, n-am găsit nicio publicație autohtonă, de exemplu. Pentru că ne-am dat la mine această sarcină scopresie, iar la toamnă peste care nu găsesc nimic. Până nu am ieșit noi la sursele unde am văzut în ce trebuie de scopresie de medii internaționale. Da, Republica Moldova și altă și a asumat niște sarcini, pentru că, apropo, reprezentanții Moldovei, tot nu a participat la summit de Milan. Dar iarăși, în ce măsură au fost realizați, deci, ați văzut că în cadrul normativă se... Deci, această abordare a educației pentru dezvoltare durabilă. Deci, este un element de noutate a lucrării. Abordarea anume aceste legături dintre performanță și dezvoltare durabilă este un element inovațional. De la toate care au fost expuse de la judecătorul dumneavoastră și la care eu nu să mă opresc, acum să nu mai repet. Suportul metodologic al lucrării a fost asigurat iarăși prin combinare exclusită a mai multor metode, de astfel ați tot aduse documente, că a fost și chestionarea aceea a elevilor din ultimul an de studii din colegiile agricole. Ne mai vorbim deja de chestionarea care s-a făcut în anul acesta, de peste 190 de întreprinderi agricole care a stat la bază cu felul de relații de performanță. Eu mai deja de rând cu metodele, pentru că eu totuși consider că modelarea matematică este o metodă relativ mai modernă. Perfect, nu se aplică, dar este relativ modernă. Nu știm că nu toate toate, totuși se aplică modelarea. Se mai evită în unele fază, evident, dar într-un punct de sarcină în cercetarea sumată de către cercetător. Deci, suportul metodologic al lucrării, evident că îl consider din partea mea ca conducător, că este unul relevant, bogat și adecvat obiectivelor cercetării și deci este destul de întrebări reprezintă o bază metodologică reală pentru concluziile și recomandările care au autorul. Atingerea, în acest context vreau să menționez că atingerea obiectivelor cercetării a fost facilitată și de faptul că Alina, după cum am menționat anterior, este membru a echipei de cercetare în proiectul abordării dimensionale a studiului de calități competențe în învățământ superior a grad în bază parteneriatului cu mediul de afaceri și chiar și-a făcut sarcina foarte bine în acest proiect și s-a implicat de fiecare foarte activ când a fost necesar. Și aceasta i-a ajutat în mare parte ca să înțeleagă multe lucruri și să deprinde niște competențe singure de cercetător, de a lucra cu eșantioanele, de a lucra cu oamenii, de a generaliza niște
date și așa mai departe. Deci, evident că, după cum am menționat, reieșind din actualitate, din provocarea acestei teme, cred că ea are și relevanță științifică, venind cu o serie de raționament compuse, definiții proprii formulate, recomandări care sunt bine argumentate. Și considerăm că această informație, dar doar clasă folosită, a fost și validată de bază informațională, chiar și mai multe de date, ce și mai multe de formare, cât și același model poate fi luat ca bază pentru a-și evalua impactul fiecare instituție de învățământ, să încerci să înțeleagă niște lucruri și să aplice acest model. Dar în care și poți să vă puteți consider că sunt conform reglementărilor în vigoare, etica și deontologia profesională, sigur că a fost respectată și acest este argumentat prin prezentarea peste caracteristicilor de rigoare, deci delimitarea care a propriei opinii de acolo unde se analiza ceva din până acum atins sau din concurs studiată și eu cred că aceasta este probabil argumentă care respectă, cumpărește exigențele etice și deontologiei profesionale. Dumneavoastră ați menționat deja publicațiile, eu încă o dată totuși vreau să precizez să nu totul multe comunică normă, pentru că pentru a avea aceste șase publicații în revista bază de atribuții, de precizii de făcut multă mare decât a face o prezentare doar o conferință ordinară, unde nu sunt așa de mare exigențe. Da, trebuie calitate și acolo. Dar o revistă de valoare, evident, are niște exigențe în calitate mai înaltă și ele au fost publicate în fondul dat ce au fost acceptate aceste publicații. Deci, după cum ați convins, este acest act de implementare prin care nu putem rezultate, dar doar a fost implementată, dar eu vreau să fie după aceea să vă spun că noi am formalizat această implementare, deci nu am respectat acest act. Dar, de fapt, implementare se făcut nu doar de către Ministerul Educației. Adică am participat la câteva workshop-uri de atelier de lucru într-un proiect precedent în care o să vorbesc cu unii am participat prin voluntariat. Noi acum am venit cu un serie de propuneri care au fost acceptate. Noi acum, dacă le puneam scopul, noi obțineam cât certificat de implementare, dar toate colegii de sistemă preiect. Dar am considerat că nu va numai copii, ei zicem, deja ministerul și un certificat de liberare de secretar de stat, cred că este destul de relevant și nu este cazul ca să adunăm încă în recență, zice. Tot la altă vreau să înțeles că am primit un... Nu suntem foarte recunoscători și pentru ambițiile care au venit de la colegii noștri de la USM și la Universitatea de la Vistat, dar am primit un aviz la superlativ, dar doamna profesor, Agata Popescu, care vreau să spun că valorează foarte mult. Pentru că dumneavoastră, în primul rând, răspund de această revizie de debulsare. Ți-a necunoaște cercetările, ea ne-a văzut publicațiile și a venit, a studiat foarte de mare acumare. A venit cu un aviz foarte, foarte de mare. Deci, mi-am curat faptul că a apreciat foarte pozitiv, adică tot ce a văzut în mare și acesta a fost, adică, cu mare motivat să ne mobilizăm și să mai lăsăm din emoții pentru ultima etapă. Deci, cam atât cu acest aviz, efectiv că, mă rog, e clar că întâlnirea celor prezentate în acest aviz, eu de asemenea îmi spun opinia că domnișoara nu este conferință de domnului de doctor în științe economice la care se aspiră în domeniul economiei și managementului, adică la programul de doctorat economie și managementului. Dar, după ce sunt intenționat de asta, eu vreau să vedeți câteva cuvinte despre munca care m-a realizat în acești 4 ani în primă cu doctorată și doar câteva cuvinte și pe tatăl meu găsit, vreau să zic că pentru mine, Alina, deci ea contribuează acei tineri care încearcă să facă ceva acasă. Pentru că am avut un divers foarte greu de lucru, am avut o sarcină foarte grea. Evident că eu, ca conducător, m-am îndrăzat în măsură posibilităților și am fost ținută și am învățat să înveți foarte multe lucruri. Eu m-am fost destul de dificilă pentru o persoană care doar a venit după cantera și a făcut doctoratură. Dar am reușit să ajungem în momentul de astăzi datorită faptului care e capacitatea de lucru enormă. Este foarte disciplinată, este foarte, foarte ordonată, este intransigentă și este perseverentă. Dacă e dat un lucru, o să, până nu o să scoate în capul, nu o să lase. În afară de aceasta, ce apreciez eu în personalitatea de dumnei? Eu apreciez faptul că nu se teme de lucrurile mele, nu se teme de greutăți. Și când ar fi de dificile să apucă, ne cunoscând perfect limba engleză dumnei prin Google, prin Slate, că de-a toate mă discursă. Da, am ajutat și eu, m-am ajutat și eu, ca să, mă rog, să mai redactăm câte ceva, când am făcut traducerea.
dar s-a implicat într-adevăr cu, cu multă adică muncă. Și în un moment care o să spună multe lucruri, deci dumneavoastră, când am dus să angajez la muncă, am deci și m-am întrebat, doamna Trisecaru, eu ce fac? Eu vreau să spun lucru. Mă duc să lucrez sau lucrez la tine. Și am spus că mi-a explicat așa, eu nu pot să te fix să muncești. Tu poți să muncești. Dar dacă vrei ca să ieși o pieză în teren, vei vede voi foarte multe prestații și multe, mult timp alocat. Și dumneavoastră n-am muncit practic 4 ani de zile, pentru că eu am luat la lucrurile de 2016. 4 ani de zile, dar când suntem în lucrurile 2021, ea nu s-a angajat în lucrurile, nu mai ca să dedici tot timpul asupra tezei. Da, a avut și prosperitate să practici pentru bursă austriacă, da, el vezi. Prin cadrul Academiei de Știință. Deci a reușit să câștige o bursă, să te ajutat cumva să să se mențină, adică, mă rog, să mai apucă și pe așa, trebuie să întrețină într-un ceva, până la urmă, nu poate să se rămă pe spinare pe înțelă. Dar, deci, a avut o prestație de muncă, o optimă maximă, era, aș spune, faptul pentru care și eu, ca producătorul, sunt recunoscătoare și eu aș dori ca și lucrații mei următori să fie tot atât de ordonați, tot atât de disciplinați și tot cu atât de dăruire să dedice temei de lucrat. Și vă mulțumesc cu această ocazie, vreau să mă mulțumesc tuturor pentru aprecierile și pentru munca depusă de dumneavoastră la fiecare etapă la care ați fost implicați până acum, așa inclusiv și până la etapă de astăzi. Bun, vă mulțumim pentru scrierea la cea teze și a doctoratei. Eu, din partea mea, aș spune că am analizat această teză pe parcurs deja la câteva etape și evident că de o etapă la alta se vedea în careva progresul, îmbunătățirii și teza pe care astăzi o văd este net superioară la toate variantele care le-am văzut anterior. Și, într-adevăr, acum în structural, eu avem inițial avea foarte multe obiecte la nivel structură. Lucrau ea acum corespunde cu adevărat la o teză de doctor. Tema abordată este una care prezintă pentru mine interes profesional de cercetare. Chiar prima teză mea, cum 20 de ani în urmă, era tot pe management universitar, asta, tot pe etapa aceea. Ce se studia la moment, tot am analizat mai multe instituții, Universitatea de Stat și Universitatea Tehnică și Universitatea Agrară și Academie și multe altele. După aia, tot cu doctoranța am lucrat, tot pe domeniul performanței, tot cum am început acest lucru. Eu am menționat-o deja două ani în urmă, totuși într-un fel se pierde un fel de încet cu încet, la datorită de șeită prestație și doamnă Prisacaru, să creadă aici la noi așa un fel de școală științifică, în domeniul managementul universitar, în generația, în gardă, și a instituțiilor de cercetare. Deci am analizat, avem un cercet în proteză de rolul de care trebuie intenționat, cum spus, de tot în domeniul ăsta. Și respectiv domeniul de performanțe au m-a interesat. Eu nu am studiat performanțe de un anul punct de vedere, din punct de vedere a resurselor umane. Aici în teza, că deci, este un fel de originalitate, teza, performanța este sub alt punct, sub alt punct de vedere. Și iar și este interesant, și iar și este mult sunt importante pe ce s-a făcut noi anterior. Suportul metodologic, acel este un moment de studiu, nu aș spune că e o idee complicată, dar el este de la locul lui pus și așa de lucru. Eu poate nu sunt de acord cu toți indicatorii și nu tot rezultatele acolo cu eficiență de determinație și așa mai departe, dar oricum este pentru o muncă mare, pentru cunoaște tare bine, cât de greu de găsitele indicatorii, pe apropo, sunt foarte importante. Și aici nu mă gândesc că tot să facem cu o masă rotundă, să discut și indicatorul de studiere asupra performanței. Și noi îți facem apropo o masă rotundă la doamnă, pentru că anticipez și vă invităm la dânsă, pe moment procedurilor vă vom invita așa oficial. Deci,
indicatori și anume cum se leagă acest indicator cu cei ai dezvoltării sustenabile a spațiului rural. Acolo iarăși sunt un șur de indicatori și iarăși e foarte greu să găsește cei potriviți, pentru că noi știm când punem coeficiente de jos care procent care explică variabile astea rezultate și așa. Când pui un indicator, îți arată rezultatul, apoi altul, îți arată alt rezultat. Și când găsești unul cât de cât de normal, apoi e foarte mult de muncă. Cei care au lucrat cu modelele matematice, proprio c'è la questa perché la giusta valore che ha dato quel tipo determinare è Nick come si chiama un mentor di Germania che ci ha portato del numero su meno pensate nel risultato il risultato așa că aici apreciez și el și-a vrut să menționez aparte momentul redactării tezei. Eu ultima vreme am citit foarte multe teze și Mihodinu citesc chiar că chiar n-am să probabil niște teze, mai am cât duc, am o săptămână viitoare. Dar... Da. Și aș vrea să spun că chiar mi-a plăcut redactarea tezei este așezată așa cum trebuie, conform tuturor cerințelor. Nu e foarte bine, am scăpat de vreo virgulă de mire, dar în realitate chiar e foarte bine formatat și tabelele, și figurile, și formulele, absolut. În momentul de fapt, spunem de noi, susținere publică, noi astăzi am fost martor la această susținere, această susținere în format, în principiu, practic fizic, dar inclusiv și online, care presupune careva momente mai specifice, care îi pot mai mult prin organizare. Și iarăși se vede clar că doctorandul cunoaștere de materialul perfect, vorbește în ei, dar nu era poate, care cât din față, nu pierde rândul și multe altele, sunt dezătătorate de vieță. Deci, iarăși, este o apreciez în alt asemenea performanță, asemenea prestații publice. Și, nu în ultimul rând, domnul conducător a menționat, repet încă o dată, apreciez în alte publicații și anume în Web of Science, în care sunt, care noi toți am scris articole și știm cu cât atenție, cu cât efort nu trebuie de conținte mai multe ca să fie acceptat într-o revistă cotată, într-o revistă cotată. Și aici, doctoranda, evident că nu cu fără susținerea producătorului, a reușit să aibă prestații foarte bune. De ce mie nu rămâne victima alături, ceilalți referenți producătorului și scriu rezultatele lucrării. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Comisiei Doctorat. Pentru Comisia de Doctorat, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe economice, s-a votat pro 5, contra 0 membri. Pentru atribuirea respectivului general al tezei de doctor susținute 3,43 sutim, s-a votat, adică foarte bine, da? Adică foarte bine s-a votat pro 5 membri, contra 0.
În continuare, permitem să dau citire deciziei Comisiei de Susținere Publică. Doar un pic să mai ecranul să o coboare, ca să vă vedeți bine. Da, vă rog. Deci, Comisia de Doctorat confirmă discutarea tezei prezentate de obținerea titlului științific în lucrul științei economice cu tema managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestei asupra dezvoltării durate la nivelul rural alături de cine două, evaluată de profesoara Carjana Ilina, conducător științific, secretarul Iernica. Președinții au fost președinte. Cinturajul Dr. Cardinal Profesor Universitar, prezentarul Dr. Doctorul Știință, conferința Universitar, doctor în științe economice, referent oficial Ludwig Aurelie, Dr. Cardinal Științe economice, profesor Universitar, Bogdan Alexe, Dr. Cardinal Științe economice, profesor Universitar, referent oficial Jalin Cumaian, Dr. Științe economice, conferința Universitar. Montate și originalitatea lucrării constate în elucidarea cronologică și conceptuală a educației pentru dezvoltarea durabilă, ca factor indispensat al dezvoltării durabile. Evaluarea cadrului normativ al Republicii Moldova prin prisma măsurii în care sunt vizate obiectivele de dezvoltare durabile, analiza indicatorilor de performanță în învățământ profesional în Republica Moldova, în acord cu obiectivele educației pentru dezvoltarea durabilă, reprezentarea schematică a relației cauze de performanță educației profesionale cu copil agrar și dezvoltare durabilă la nivelul rural, modelare matematică a relației de performanță educației profesionale cu copil agrar în termen de eșec și indicatorii de dezvoltare durabilă a întreprinderilor agricole pe celor economici de parte la nivelul rural, recomandarea unui mecanism actualizat de evaluare a calității educației profesionale cu copil agrar. Aspectele originale ale lucrării s-au regăsit în prezentarea de către autora fiecărui capitol și au fost delimitate corect. Suportul metodologic al lucrării a fost constituit din metodicat și din cercetare, observarea empirică, comparația, analiza calitativă și istorică, intervievarea tematică, structurală și structurală, metodologie, chestionării, mustare de devară și grafica informației, sinteza, inducție, reducție, metoda corelației și regresii. În calitate de bază informațională cercetărilor au servit de multe publicațiile științifice și analitice aferite bine date disponibile în Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, cadrul normativ al Republicii Moldova, bază de date Biroul Statistică al Uniunii Europene, date obținute în procesul intervievare și testimonii directorului grupului de respondenți. Atingerea obiectivelor cercetării a fost facilitată și de activitatea autorului ca membru al echipei cercetare în cadrul proiectului de stat, abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământ superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de HACI. Relevanța științifică a rezultatelor este justificată prin semnificația teoretică și valoarea explicativă a tezii. Semnificația teoretică este justificată prin faptul că rezultatele obținute în cadrul cercetării constituie un suport de concepte teoretice și metodologice în domeniul managementului performanței învățământului profesional agrar și impactul acestea asupra dezvoltării durabile în mediul rural al Republicii Moldova. Astfel, cercetarea contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante care rezidă în crearea unui mecanism de evaluare a calității managementului profesional agrar, prin prisma unor indicatori actuali de performanță în vederea utilizării ulterioare în procesul de evaluare, asigurând aplicarea inedită a mecanismului, cât și elaborarea unui model economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor dezvoltării durabile a întreprinderilor, având ca efect eficientizarea învățământului profesional agrar pentru a maximiza contribuția acestui în dezvoltarea durabilă a mediului rural al Republicii Moldova. Valoarea aplicativă a lucrării rezultă în oportunitatea utilizării recomandărilor propuse într-un spectru larg de domenii, educația profesională cu profil agrar de diverse niveluri, managementul procesului educațional realizat la nivel de stat, activitatea comitetelor sectoriale, gestionarea resurselor umane, inteligenței economice, profil agrar, etc. Precum și a folosirii modelului economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor dezvoltării durabile întreprinderilor și de unii raporturi mai bune performanțe educației profesionale la exigențele sectorului. Relevanța cercetărilor este confirmată și de acolo de implementare rezultatelor semnat de doamna Tatiana Nistoric, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Redactarea tezei și conținutul tezei.
Redactarea tezei este efectuată în concordanță cu exigențele impuse de reglementările privitoare. Lucrarea este redată în măsura de fapt unei lucrări științifice. Informația este redată în succesiune logică, se impune prin coerență. Raționamentele, concluziile, recomandările autorului sunt argumentate. Autoarea tezei de doctorat a respectat prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv cu referire la etica și deontologia profesională. Contribuțiile proprii în lucrare sunt corect delimitate de pe luni prin alte surse, iar rezoluția privind lipsa elementelor constitutive a rândului plagiat prezentată de autor confirmă acest lucru. Calitatea susținerii publice. Doctorandul a avut un comportament adecvat cerințelor de parcursul susținerii. Prezentarea a fost efectuată conform reglementărilor de timp prestabilite. Răspunsurile la întrebările parlamentare au fost succinte exact și au dobit o cunoaștere bună de către autor ca subiectului investigat. Publicațiile în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate de autor în 12 lucrări, inclusiv 6 articole în revista Management Economic Engineering în Agricultural Development, inclusă în bază de date Web of Science, 2 articole în revista de Registrul Național de Revistă de Profil Categorie B, 3 articole cu legile internaționale și un articol cu legile naționale. 4 articole sunt elaborate și publicate fără autor, inclusiv 2 în reviste științifice de profil. În baza celor menționate, membrii comisiei de doctorat au decis. 1. Conferirea titlului științific de doctor în științe economice la programul de doctorat 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate, domnișoară Caracea-Alegna. 2. A solicita confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică de către Senatul Universității Agrare de Stat din Moldova și înaintarea tezei și dosarului domnișoară Caracea-Alegna spre validarea deciziei Comisiei la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Te ofer cuvânt deja doctorului științe economice. Vreau să mulțumesc enorm doamnei Veronica pentru aportul imens care l-a avut. Pentru că chiar și când mă simțea că deja cumva opuseam sau găseam un cuvânt bun să mi-o spună ca să pornească iarăși dorința să hai că mai rămas încă un pic și facem să fie totul bine. Deci vreau să-i mulțumesc pentru insistența de care a dat dovadă și pe această cale am ajuns la moment ca să susțin teza de doctor astăzi, acum aici, datorită fiecărui membru al comisiei, căruia la fel vă mulțumesc foarte mult pentru aportul fiecăruia, pentru orele pe care le-ați petrecut cu teza în mână și obiecțiile pe care le-ați pus cu scopul de a ne ajuta să îmbunătățim tot ce am creat până la moment. Vă sunt foarte recunoscătoare și vă doresc multe succes, multe succese în ceea ce faceți și în primul rând vă doresc sănătate, pentru că competențele fiecare, după cum s-a văzut, le aveți și vă mulțumesc enorm pentru timpul acordat și pentru atenția acordată. Vă mulțumesc încă o dată. Cu aceste cuvinte, permiteți-mi să declar ședința Comisiei de Doctorat.